mama mea cu Salina, tatăl a avut firmă de construcții, doctor de instalații, sora mea medic în Anglia, pediatru. mi am ce să jucător de poker. Liceanul Doru Pelivan, Doru Pelivan, consultant, speaker, trainer, fondator al celei mai mari companii educaționale din România. În România ești foarte condamnat dacă eșec. Nu e o problemă să eșec. Am avut două figuri paternale foarte diferite, știi? Eu de mica o trebuie să aleg o variantă și am ales varianta lui mama. Până mi-am dat seama că nu există o variantă pe care tu trebuie să o alegi și doar așa se poate. Se poate varianta ta. Ce înseamnă pentru tine bani? Podcastul ăsta o să fie despre a găsi drumul potrivit pentru tine. Podcastul ăsta o să te învețe cum anume să treci peste frica de eșec, poate peste frica că nu o să reușești, poate peste frica că nu e suficient de bun pentru a-ți atinge acea dorință. Fiecare dintre noi avem acel gând că putem mai mult, vrem mai mult, știm că există un loc în viața noastră unde putem să ne îndeplinim acel scop pentru care poate ne-am născut. însă mulți dintre noi ne pierdem din cauza fricii, din cauza anturajului, din cauza lipsei de a avea ideile necesare, dar fiecare dintre noi, cred eu, și îmi place să spun asta de fiecare dată, că avem acel drept divin cu care ne naștem să ajungem să trăim așa cum simțim că ne dorim. Dragilor, salutare! Bine ați venit la încă un episod din podcastul Arta de da a Sunt Cristian Stan, autorul cărții Arta de da a și astăzi îl avem alături pe Doru. Doru, îți mulțumesc din suflet că ne-ai primit în casa ta, îți mulțumesc din suflet că ți-ai făcut timp pentru noi cei din uh, jurul nostru, cei din mediul online, cei din mediul fizic, te cunosc pe tine ca fiind un om care a reușit să își creeze un business foarte puternic care ți aduce atât rezultate ție, dar și oamenilor din jur. Poți să ne povestești puțin despre tine din punct de vedere profesional? Cristian, mulțumesc de invitație și bine ai venit la noi acasă. Ascultam introducerea ta și de frumos vorbești și mă gândeam, mamă, ce așteptări mari s-au creat de la, de la podcastul ăsta. Uh, ai un mod foarte frumos și călduros de a vorbi și mă bucur, mă bucur acest lucru. Să spun cu ce mă ocup sau că am da. Atât întrebare. Din spus. punct de vedere profesional. Da. Păi noi avem cea mai mare companie educațională din țară, care se numește EduKivi producem cursuri pentru adulți și mai nou, în urmă cu 2 ani de zile, am pornit și o școală pentru copii online cu matematică, fizică, română și cursul de dezvoltare personală. Iar eu personal ca și autor, ca și trainer, îi ajut pe alții să, alți experți să și monetizeze pasiunea asta în online Practic să devină și ei producători de cursuri În prezent sunt expertul numărul 1 în România pe producerea și vânzarea de programe și produse educaționale Simți că ai ajuns în punctul ăla vieții tale unde te simți aliniat cu tot ce ești tu, adică abilitățile tale, mindset-ul tău Felul în care îți construiești viața, simți că e aliniată cu cine ești tu cu adevărat? Da, 100% da, în, în prezent, însă, în continuare, cred că sunt într-o căutare și o aliniere. Nu atât de mult cu ceea ce fac, cu, încât cu mesajul pe care îl transmit să ajungă cât mai congruent și autentic în, în piață, către public, către oamenii care mă urmăresc. Asta consider că este o căutare. Misiunea o știu deja de multă vreme. Eu am o misiune pur educațională. Consider că Educația este ceea ce poate să salveze o societate sau pe tine ca om? Pentru că așa a fost în, în cazul meu. Cu siguranță. Noi am mai tot vorbit. Am vorbit data trecută când ne-am întâlnit pentru prima dată. Am vorbit aseară, ți-ai făcut timp ca să stai cu noi și am discutat foarte multe și mi-ai spus de de de, de ur că banii sunt o consecință, sunt un rezultat. Și eu empatizez foarte mult cu asta. Înainte să începem podcast-ul oficial, aș vrea să spun întrebarea asta care cred că o să fie ca un fel de elefantul din cameră. Ce înseamnă pentru tine banii? Îmi da, pare foarte interesantă. Făcând bani și făcând business, eu am privit totul ca pe un joc pe calculator. Știi, atunci când te joci pe calculator, există entuziasmul ăla că îți aduce o satisfacție, ești în stare full de flow și tu obții lucrurile din jocul respectiv jucându-te bine. Așa am văzut și eu businessul, iar banii i-am văzut în două moduri. La început i-am văzut ca un vehicul să-mi facă viața mie și apropiațiilor mai bună, iar acum, în prezent, o văd ca un vehicul să facă și viața altora mai, mai bună. Realmente, hârtiile alea sau cifrele alea în cont nu valorează ceva decât dacă le dăm noi, noi valoare. Ei, banii în sine ei nu au o, o, valoare efectivă, doar că noi oamenii am zis că asta e moneda de schimb între noi și eu traduc așa, când dau hârtiile alea cuiva, înseamnă că mă aștept să primesc mai multă valoare decât hârtiile pe care le-am le dat. La fel știu că se așteaptă și de la mine. Când cineva vine și mă plătește, rolul meu și obiectivul este să-i ofer valoare mult mai mare decât banii, banii respectiv. Deci cred că... Na, iar acest vehicul e, e minunat, iar din păcate noi, în societatea românească și nu doar românească, noi cred că avem o părere destul de toxică despre, despre bani, pe care probabil am auzit-o în media, în familie, pe social și, cu siguranță, cred că m am ajutat că am schimbat gândirea asta mult. Banii sunt ochiul dracului, oamenii da. bogați sunt oameni care fură, oameni exact. răi. Uh, tocmai de asta am vrut să pun întrebarea asta. Pentru uh -huh. că dacă banii sunt rezultatul la cine ești tu, sau atragi bani în funcție de ceea ce ești tu, îmi place să cred că fiecare dintre noi putem să ne aliniem cine suntem noi cu adevărat cu activitatea pe care o facem, iar apoi banii vin tocmai ca să ne elibereze din această cușcă în care parcă trăim cu toții. Pentru că în momentul în care începem jocul ăsta pe care l-ai numit, banii sunt o necesitate pentru stricta supraviețuire. Însă, următorul pas, în momentul în care tu te aliniezi, Profesional, vorbind cu cine ești tu cu adevărat, banii devin cumva acea scăpare, iar după devin un mod în care tu poți să servești lumea la rândul tău Asta mi se pare deosebit pentru că asta se pare că este punctul în care ai ajuns tu Banii într-un proiect îți ca un scor Cu cât proiectul evoluează mai mult, produce mai mulți bani Mie îmi place să respect și să onorez pe oamenii care plătesc foarte multe impozite la statul român Sau la orice stat Proiectele care fac asta contribuie cu o franzelă. Cu cât tu devii mai bun, contribuie cu mai multe franzele. Când ești la început, tu contribuie cu o frămă și deseori ești foarte frustrat că nu primești înapoi franzela. Uh -huh. Consider că prima oară trebuie tu să fii în stare să dai franzela statului, să zic așa. Și cam asta, da, sunt un, sunt un, un scor prin care poți să monitorizezi. Activitatea, activitatea ta, dar ce este foarte important să înțeleagă e că nu este singurul scor, este doar unul dintre scările de a, de a măsura performanța ta. Am vrut să începem cu întrebarea asta, tocmai ca să înțeleagă oamenii de ce ne, ne ajută să reușim să ne aliniem cine suntem noi cu adevărat cu ce facem profesional, pentru că în momentul în care ajungem să facem asta ajungem să ne bucurăm, cred eu, cu adevărat de viață, ajungem să putem să avem grijă de familia noastră, de prietenii noștri, de oamenii cu care lucrăm. Bun, acum o să începem cu adevărat podcastul. O să vreau să vorbim despre omul din spatele acestor afaceri, despre dorul pe livan, despre fricile, nesiguranțele, poate gândurile care l-au condus pe acest parcurs, pentru că tu ai ajuns acum să fii foarte sigur pe tine, pe ceea ce faci, pe proiectele pe care le faci, însă sunt curios dacă a fost mereu așa Și aș vrea să începem cu Cine era Doru Pelivan Atunci când uh, uh, Era mic Când uh, Poate începea să prindă idei despre ceea ce înseamnă succesul, poate afacere sau despre Tocmai ceea ce trebuie să se întâmple ca să ajungi pe parcursul ăsta Și prima întrebare chiar dacă sună puțin ciudat este Dacă te-ai născut într-o familie care te-a Direcționat spre ceea ce ești astăzi, sau dacă a trebuit să te transformi ceea ce ești astăzi? Nu, cu siguranță familia nu m-a direcționat în, în direcția în care sunt astăzi. N-ar fi avut de unde să știe că eu aș putea să fac așa ceva. Nici eu nu știam acest lucru. Era aproape imposibil, nu? Acum 20 de ani să te gândești la o platformă educațională, la cursuri. E foarte greu să-ți pe așa ceva. În schimb, cumva, m-au orientat. Către zona de liceu, acolo simt că m-au împins neapărat către liceul Grigore Moisil din Timișoara, de matematică, M1, loc în care eu nu eram potrivit și nu eram un perfect fit acolo. Chiar în clasa a 11 am fost corigent la matematică, și în a 12 am fost și abandon școlar pe deasupra, și m-am mutat la un alt liceu particular unde acolo am terminat liceu, că eu nu eram bun de mate fizică, eram mai mult pe zona de comunicare, psihologie cumva dificultatea mare a fost asta cu descoperirea vocației. Ei consider că este problema numărul unu a tinerilor, și asta a fost și a mea, poate de au o văd așa importantă, poate alții nu au, că eu nu știam ce vreau să mă fac în viață, știi? E, foarte ciudată întrebarea asta și nici nu se pune accentul pe această întrebare în, în școli și asta cred că te macină foarte mult. Acum, depinde și ce viață vrei să-ți dorești. Eu, clar, de mic, eu îmi doream să-mi o viață prosperă Asta clar a existat semința asta în mine Totodată aveam și natura asta cumva un pic antreprenorială că tata a fost antreprenor, a avut o firmă de construcții Și vedeam asta cumva în, în familie Și astfel n-am fost niciodată angajat cu carte de muncă La cineva. eu de mic mândeam să-mi fac propriul proiect Problema era că nu știam direcția în care Să o iau și de aici apare Nesiguranța asta foarte mare Că oscilezi între te urci în foarte multe trenuri și nu-ți dai seama dacă trenul e trenul potrivit pentru, pentru tine și după ce ai călătorit cu el câțiva kilometri, e foarte nasol să te dai jos din tren și să pleci iară la stația de unde, de unde ai, ai pornit la drum. Deci cumva nesiguranța majoră a fost de la, de la alinierea cu, cu, vocația și aici am avut și noroc că am avut prieten pe Pera Novakovic, care a fost printre primul, cred că a fost primul român care a vorbit despre descoperirea vocației. Îmi căutai pe Google descoperirea vocației, de de preoți. <gângălăt> El, uh, și a fost printre primii care a discutat despre acest subiect, am citit și cărțile și cumva mi-am dat seama că trebuie să existe un drum și pentru, pentru mine. La câți ani ai? Căține când ai citit cărțile lui Pera? Uh, cam 17 ani. Și care, care era, era motivul pentru care citeai asta? Adică simțeai că trebuie să-ți găsești vocația și nu știi cum să faci asta sau pur și simplu simți că ești într-un loc în care nu, te simți confortabil sau înțeles? Citisem, eu am avut norocul să mă apuc de la 16 ani să citesc cărți de dezvoltare personală și, și povestea că între 16 și 17 ani am citit 100 de cărți, dar erau cărți din America și căutam un român. Vreau să ascult un român, adică Zig Ziglar, Jim Ron, John Maxwell, eu citeam lucrurile astea, doar că erau străini și mă gândeam, zic, bă, dar oare nu există un român să vorbească despre așa ceva. Și așa l-am găsit pe pera, și a fost unul dintre primii lui 50 de clienți okay, care wow. au cumpărat uh, cartea lui de dezvoltare personală și mi s-a părut incredibil să citesc de la un român că vorbește despre lucrurile despre care vorbește și americanii. Și zic, mamă, wow, înseamnă că e ceva aici. Iar eu în jurul meu nu aveam prieteni care să citească, să se meargă pe la cursuri, Chiar am avut niște meciuri cu prietenii de la vârsta respectivă și cum mi-au dat cartea cu un furtun. Că nu mai stăteam cu ei la bere, la băut, eu vreau să citesc cartea aia, știi, și eram într-o excursie. S-au ofticat foarte tare că de ce citesc cartea și au dat-o cu un furtun, au respectiv, au fost foarte fanii. Cum te simțeai știind că ești într-un colectiv în care ceilalți beau, fumează, se distrează, merg la club și tot Erai, unul ai zis coregent la matematică în clasa 11, doi mm -hmm. foarte uh, curios să vezi care e drumul pe care ar trebui să o apuci Simțeai că ești pur și simplu într-un loc nepotrivit sau simțeai că poate ceva diferit la tine și că da. nu te regăsești? În școala generală eram rocker și soarele mea mă îmbrăca destul de fain M-a dus moda basketului în școală și eram destul de popular. În schimb, în liceu, cazul s-a schimbat pentru că acolo erau rockeri și astfel de oameni, dar nu nu simțeam că au neapărat aspirații către mai mult, și eu aveam. Avem aceste aspirații, și cumva am ajuns să fiu destul de marginalizat, cel puțin în, în liceu respectiv. Deci, cumva, din, din copilul ăla popular, din generală, am devenit persoana non-grată uh -huh. în liceu. Pentru că s-a întâmplat un fenomen când eu am început să citesc cărți de business și de dezvoltare personală. Cumva am început să mă îmbrac la cămașă, să-mi iau un sacou pe mine, destul de ciudat ai zice, știi, că pentru că n-am, vreau, vreau să lucrez și automat am ajuns să fiu marginalizat și cumva parcursul antreprenorial, cel puțin la început, e un drum foarte singuratic. Iar mulți nu, nu reușesc pentru că nu sunt dispuși să stea în drumul la singuratic. Adică vrei să stai, să te conectezi cu alți oameni. Problema e că în anturajul respectiv nu vei reuși să faci un proiect antreprenorial, iar ca să ieși de acolo, trebuie să devii singuratic. Și am ajuns mulți ani de zile, am fost destul de singuratic și oarecum marginalizat, iar mulți, na, mulți copii care mai ieșeam, unii dintre ei mai erau cumva copii de ban gata, uh -huh. Știi? Și, nu, era destul de frustrant să vezi chestia asta. Totodată, eu făcusem un business de copil de la 17 ani. Dar business-ul ăla cumva a fost foarte greu la început, nu? să meargă, să toate cele, plus că dat, părinții mei, au avut nevoie de bani de acolo și chiar dacă l-am făcut și simțeam că m-am detașat de grup, de am făcut și eu ceea ce îmi doresc, având în vedere că business-ul ăla nu a mers super mega wow și mama a avut nevoie de bani de acolo și familia, aveam o senzație foarte mare de, de nedreptate. Știi? Adică, bă, și studiez chestii în plus, și eu mi-am făcut propriul meu business la o vârstă foarte tânără, adică se vedea clar că am ieșit cumva din drumul clasic al, al, al societății, dar până când nu vedeam, nu vedeam rezultate. Iar chestia asta categoric producea frustrări foarte mari și uh, nemulțumiri uriașe. Teoretic, vedeai practic că faci ceea ce trebuie. Adică, în teorie, știi că faci ceea ce trebuie, că ai început, ai început pe drumul tău, ți-ai asumat chestia asta, probabil reușești să ajungi și părinții într-un fel sau altul. Adică, erai un, un om care. Nu doar că, adică, nu erai doar un copil care consuma, erai un copil care contribuia uh -huh. la ce trebuia tre să facă, însă simțeai că, de fapt, lucrurile nu merg în direcția potrivită. Cum mai cum da. avut? Totuși, aș vrea să întreb, în primul rând în momentul în care era în liceu, pentru că uite, o să fie foarte mulți tineri care o să se uite la podcastul ăsta, care sunt acum în liceu, au 17, 16, 18 ani, 19 ani, ei cumva sunt conectați la informațiile astea care sunt în mediul online, că trebuie să faci aia, 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 adică înțeleg teoria, dar în momentul în care încep să o aplice și se schimbă și ei ca identitate, cum ai făcut-o atunci când ai început să-ți iei crevățica și să și toate cele, Încep să fie marginalizați. Da. Cum reușești să găsești curajul, să-ți asumi faptul că tu asta vrei să faci cu viața ta și că tu urmează să treci printr-un proces de schimbare, dar în același timp să vezi că societatea în sine dă în tine și colectivul în, în sine dă în tine pentru că vrei să faci asta cu viața ta și că, și că nu mai vrei să fii care sunt? Da, e, e o chestie interesantă. Ne place să ne gândim la perseverență. Și dacă știm trei cărți de dezvoltare personală, considerăm despre noi că suntem oameni perseverenți. Dar nu suntem. Perseverența este mult mai departe decât ne imaginăm noi. Eu am citit cărțile alea 100 între 16 și 17 ani. De aici încolo a fost 7-8 ani de zile până să apară niște rezultate mai, mai, wow. Deci perseverența e la o distanță prea mare. Doar că în filme, când Rocky se antrenează să-l bată pe cu ăla, se antrenează un minut. Tu vezi minutul ăla și ai impresia că aia a fost, de fapt, aia a fost perseverența. Aș putea să spun un lucru. Orice tentativă antreprenorială sau pe care am făcut-o a adus niște, niște rezultate. Și rezultate și eșec. E, în momentul în care tu ai un mic rezultat, prinzi încredere. Iar cumva încrederea pe care am dobândit-o azi este rezultatul cărămizilor din trecut. Adică am făcut ceva, ok, încredere un pic, am mai făcut ceva, încredere un pic. Și așa se construiește ea, că dacă în în perioada asta de start, ani de zile, nu aș fi fost niciun rezultat, cu siguranță nu aș fi continuat, știi? Deci, mici, mici chestii trebuie să apară. Acum, dacă faci o activitate 6 luni de zile și nu apare niciun rezultat, trebuie să schimbi ceva. E clar. Deci, nu vorbim să faci, să lucrezi, nu știu, ești tânăr în liceu și lucrezi 5 ani de zile într-o chestie și nu vezi niciun rezultat. Trebuie să faci asta. un alt lucru care pe mine cumva m-a ajutat. în străinătate se celebrează foarte mult eșecul. Nu e o problemă să ai eșec. În, România ești foarte condamnat dacă ai eșec. Deci dacă faci o greșeală, familia, societatea te pune foarte puternic la zid. Parcă efectiv n-ai voie să greșești. De e și de asta cu notele astea de 10, 10, să 10 pe linie. în America se celebrează mult eșecul, sunt poveștile astea care le tot știm. Un om care a ieșuat de 10 ori și a reușit, adică e foarte confortabil cu ideea asta. Ei, eu am avut un, 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 noroc, aș zice, nu știu exact de unde provine chestia asta, probabil tot din cărțile astea, dar undeva mi s-a întipărit ideea că aveam eșec și eu nu realizeam că am eșec. Efectiv, eu nu conștientizam. Oamenii din jurul meu vedeau eșecul și mi-l spuneam și eu nu eram de acord. Adică, cumva, o chestie care nu mersese în trecut, eu o consideram ca o chestie care a mers până la un moment dat. Și ok. Știi? Deci nu vedeam, efectiv, nu conștientizam eșecul. Și acum, mulți, și la podcast și interviuri, îmi spun să vorbesc despre eșecuri, dar eu, eu nu pot să le pun așa pe hartă. Parcă tot trecut niște experiențe care m-au dus dintr-un punct în altul. Adică nu pot să le denumesc eșec în sine, știi? Na, cam asta ar fi o chestie, o chestie importantă de, 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 mentalitate. Adică să, să, treci prin, prin, prin eșeca prin brânză. Să nu fie nicio problemă că ceva n-a mers. Și totuși în momentul în care treceai prin acest zis eșec pe care tu îl vedeai de fapt ca un pas în plus sau ca un pas ca, ca un parcurs normal pe care trebuie să-l faci. Uh, cei din jur cum reacționau când vedeau că tu tot faci niște lucruri și pentru ei era un eșec? Cum te încurajau sau îți spuneau să renunți și să revii la parcursul normal pe care trebuia să mergi, să continui cu drumul clasic și să renunți la visul tău? Probabil că unii oameni m-au ironizat, m-au marginalizat, probabil că se uitau urât la mine, dar... Sincer să zic, prea, parcă nu prea băgam așa de mult în, în seamă, știi, dar vedeam chestia asta, uh -huh. vedeam, dar cumva Mă uitam unde, unde trebuie, pur și simplu, nu, nu mă uitam în direcția asta, dar îmi dau seama că până, oamenii îi afectează foarte mult Chestia asta, eu, eu, eu am Și o parte din, din copilărie Că am descoperit-o terapie, că fac de 3 ani și ceva terapie Mama m-a crescut destul de mult fără limite Ceea ce e și un lucru bun dar și un lucru rău Un lucru bun e că în momentul în care ești crescut fără limite Tu îți imaginezi că poți să faci aproape ce vrei tu. Partea nasoală e că e bine să-ți cunoști limitele să-ți dai seama că ești doar un om și că există probleme, că să fii cu picioarele pe, pe pământ. M-am adus de mic la foarte multe activități, sporturi, activități culturale, evenimente. Nu mi-a pus o oră de somn, o oră de masă, știi? Și așa se manifestă în viața mea un pic ca pastila limitless în anumite domenii, dar în alte domenii poate fi și negativă. Probabil pot fiu un om care face repede adicție la ceva. Mă vor că am făcut adicție la droguri sau adicție la alcool sau. știi, dar am făcut adicție în alte locuri. Fumat, mâncat, compulsiv în anumite momente. Dar și limitless un business. Adică, bă, dacă vreau să facem ceva, facem. Nu există o problemă, o facem. Știi, chiar dacă nu funcționează din prima, e doar. O, știu că e doar o chestiune de timp să o facem aia. Și, na, cumva, în, în copilărie și în tinerețe aveam frustrarea că încă nu i-am dat de cap. Asta simțeam eu, știi? Dar știam că o să-i dau de cap la un moment dat, dar simțeam asta, forța bă, nu i-am dat încă de cap. Mai să mai încerc încă o dată, încă o dată, încă o dată. Aia e, aia e partea, partea dureroasă și nu am cumva acum care reușesc foarte repede, că au poate un mentor. Îți ne mulțumiți că au încercat trei luni și n am mers, știi? Și eu eram și eu am încercat șapte ani, opt ani, nouă ani. <laughs> există conceptul ăsta, încrederea vitală asta, cumva, pe care o simți constant în tine Adică care nu e bazată neapărat pe reușite sau pe lucruri, pur și simplu încredere ca, ca și om Se construiește în copilărie, în primii ani de viață da. Și unul dintre argumentele pe care tu le-ai adus este fix chestia asta Că uite, mama m-a crescut într-un fel iar asta m-a ajutat să am așa această zisă încredere în mine Asta era ceva ce venea de la mama ta, această uhum. încredere Simți că au existat aspecte care veneau de la tatăl tău care te-au ajutat să ai încrederea asta? De la tata, evident, că și la mama, a venit cu plusuri și cu minusuri. De la tata, plusul major pe care, pe care l-a dus e că a fost activitatea antreprenorială în familie. Categoric, asta a fost un plus uriaș. Minusul a fost faptul că el nu avea încredere în mine. Când aveam cam 13 ani, eu m-am 14 pe acolo. Eu, eu m-am dus către el să lucrez la el, la firmă. Și nu m-a primit, și era pe ideea de tu trebuie să mergi la școală, să înveți bine și să te distrezi o să vină momentul muncii cumva. Mm -hmm. Și când încercam eu să fac ceva prin casă sau să-l ajut cu ceva, nu mă lăsa să fac. Iar când mă puneam să fac ceva, m-a explicat de 100 de ori. Efectiv, tata am și desenat pe foaie. <laughs> Trebuia să mă duc undeva, am făcea schiță, știi, și mi-a repetat de 10 ori, ne buneam. Deci, cumva, probabil că a venit și o, o frustrare sau o chestie de genul să-i dovedezi lui că sunt bun, probabil. Cred că a fost și chestia asta în, în spate. Deși nu am conștientizat-o și nici acum nu pot să zic că a fost un moment în care Simți că... Da și da. Nu, nu, nu am zis că a fost asta o motivație, să l depășesc pe el sau ceva de genul Din potrivă, în, în, în copilărie când am făcut eu primul business, prim, primul business a fost pe ideea să-l ajut Pentru că în, în copilărie, să știi că tata ne, ne dădea destul de mulți bani, mie și surorii mele Dar la un moment dat am văzut că nu ne mai dă, dar știam că nu din cauza că el nu mai vrea să ne dea, ci că nu mai are ei, și cumva reacția a fost, hai să-l ajutăm. Cât se nevei când se întâmplă asta? Cam 16 ani pe acolo okay. a început chestia asta, adică să vedem cumva parcă așa un mic declin. A, a coincis destul de destul momentul cu criza financiară. 2008? 2007, pe acolo mm -hmm. cumva, la el se recie, cred că din 2007 cred că a pornit okay, okay. criza da. pentru el și a fost senzația asta cumva să-l, să-l să ajutăm și nu neapărat a considerat asta ca un sprijin inițial. El chiar aș plecat de acasă la un dat într-o zi, s-a dus la părinți, la bunicii mei S-a enervat că noi am, eu cu sora mea am făcut primul business, s-a enervat și a, a plecat de acasă, a fost foarte Cred că l-a afectat pe el personal ca și cum, eu sunt bărbatul în familie, eu trebuie să vă ajut pe voi, nu să vină copiii, adică crezi că la Foarte posibil să fie fost și un astfel de, de efect, dar uh, el la început așa să se bage în business, business pe care -a făceam cu sora mea Și na, el a zis că avea alte alt gen de idei și era pe premisa că dacă lui nu merge, de ce o să ne meargă nouă? Uh -huh. Și cumva simțea că poate ne îndatorăm sau chestii de genul ăsta și atunci era foarte multă emoție aici, dar probabil că gândirea din spate era că simțea o neputință, probabil. el își dorea cumva soarea mea să se facă stomatolog parcă, și eu să mă fac cum zice, la, la medicul care face dinți. Am un lapsus acum, care îi facem? Adică da, care construiește, o, da, da. da. tehnician de dentar. Okay. Da, deci își dorea ca eu să fiu tehnician dentar și să-l am stomatolog și el să ne facă o clinică. Iar cred că cumva, eu cred că el a simțit un, un eșec foarte mare că n-a putut să ne sprijine financiar în momentul respectiv. Cred că a simțit chestia asta, că uh -huh. noi trebuie să luăm bani împrumut și. Da. În clasa 11, când a fost acel acea coregență, sau chiar în clasa 12, când a fost abandonul. Abandonul școlar, că se numește sau cum? Uh -huh. Ok. Uh, ai simțit vreo presiune din partea părinților că e, e dezamăgit într-un fel sau că. Nu, eu vreau să mă, să mă eliberez. Uh, valoarea mea numărul unu în viață e libertatea. Ok. Și reacționez destul de ciudat când cineva îmi ia cumva, simt că vrea să-mi ia libertatea uh -huh. în orice. Că e valoarea mea numărul unu. Și eu mă simțeam captiv în acel, în acel liceu că simțeam că nu învăț ceea ce vreau să învăț și ceea ce o să-mi aducă valoare în continuare, fiind pe matematică și fizică multă. Deci, cumva, na, frustrarea în clasa 11, eu am luat atunci colegent, mi-a și la clavicul atunci și, cumva, profesoara de matematică, e, ea nu a crezut, a crezut că simulez. Că ți și, frucat? da, și imaginez că m-am dus în gips de la gât până la brâu. Gen, știi mm -hmm. că așa se pune la clavicul, îți pune tot corpul. Okay. Îți rămâne doar un, chiar mâna dreaptă rămas liberă. Și mi-aduc aminte că mi-a dat ceva de genul 2 de 2 atunci sau 3 de 2 consecutiv, deși nu am participat la școală. Era un sistem din ăsta foarte dictatorial, ai zice. Uh -huh. da, și da, atunci am, am, rămas, am rămas la mate. Așa că am învățat toată vara și am învățat toată vara că se iau un 5, sincer. Și am zis pe bune, adică chestia asta nu mai gata, s-a terminat. Deci după ce am luat corigența și am învățat în clasa 12 efectiv am zis, Până aici. Eu am vrut să mă transfer la un alt liceu, dar am ajuns să fac abandonul că nu mi s-a dat transferul Directorul nu a vrut să ne dea transferul Nu, nu a acceptat chestia asta Și la același liceu am vorbit și mi-a zis dacă iei diploma de 11 clase de acolo și te la noi, am spus dă-i bacul la noi Și așa am ajuns cumva să fac chestia asta de, de ce crezi că se potrivește atât de mult sistemul ăsta școlar? dorințelor pe care elevul le are. Adică dacă are o altă viziune asupra vieții sau o altă dorință, de ce că să se împotrivesc tocmai ei? Să nu lase pe copil să se ducă în direcția în care simte el că e potrivit. Pentru că așa au fost învățați la, la rândul lor. Nu, nu, nu cred că există un profesor care vrea să facă rău în mod intenționat copiilor. Pur și simplu așa a fost el educat, așa a fost învățat, atâta știe. Și era și chestia aia că dacă nu ești bun la școală, poate ajungi cu un drogat, un bețiv, un infractor. Și cumva cred că profesorii vor să, să ca și părinții, îți vor binele, știi? Și acum, hai să fim realiști, majoritatea oamenilor care nu sunt buni la școală nu ajung unde trebuie în viață, Cristian. Da. Adică, cumva, școala e o plasă de siguranță, bună, de altfel, pentru, pentru majoritate. Eu da, nu încurajez oamenii să, cumva să nu se ducă la școală, să nu înțeleagă cumva asta din, 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 podcast. Eu doar am greșit liceul pe care l-am ales. Asta vreau În toată povestea ta simt uh dacă știi poza aceea cu un pește, o mai maimuță, un elefant, o girafă și un câine care sunt judecați după abilitatea lor de a se urca cel mai repede într-un copac. Exact. Și bineînțeles că na, unii sunt mai potriviți decât alții să facă chestia asta, dar toți sunt judecați în funcție de acel rezultat la care trebuie să ajungă. Și tu bănuiesc că te simți exact același acel pește care e într-un acvariu, care este judecat după abilitatea lui de a se ucca în exact. copac, ceea ce era absurd pentru că tu simțeai, bă, sunt matematică, fizică, dar eu am altă dorință. Sunt curios, aș vrea să punctăm puțin aici. Simțeai că nu ești în locul potrivit, dar știai cum arată locul potrivit, sau nu. și aici era neclar? Nu, era total, total neclar. -ne -ne nu, nu, nu știam cum, cum arăta un loc potrivit. Dar a fost bine că mă puteam refugia în cursuri și în cărți de dezvoltare personală și profesională, măcar acolo simțeam că puterea e la mine și că eu pot să aleg. Uh -huh. Citeam căzi motivaționale și simțeam cumva că, că puterea e la mine. La școală mereu simțeam că puterea e la altul și că ăla am oferită sau îmi dă în cap. Când învățam pe cont propriu, am fost foarte autodidact. Simțeam că puterea e la mine. Eu aleg ce studiez, ce îmi place. Unde vreau să mă dezvolt, ce vreau să învăț. Și cred că ăsta a fost a fost, a fost refugiul meu. Dezvoltarea personală sau cărțile în general? Da. Bă, că da. de acolo zoriți mentoratul, să zic așa. Adică, exact. chiar dacă nu avem, poate, finanțele suficiente de a apela la un mentor, de a primi, eu știu, această ocazie de a vorbi unul la unul. Și nu și prea exista așa ceva eu... în țară, Cristian, la momentul respectiv. Deci nu erau seminarii, workshop-uri, foarte, extrem de puține erau. Multe mai erau de la afaceri de genul de network marketing, nu erau neapărat orientate pur pe dezvoltare personală și profesională Deci cumva și asta era o problemă, știi lipsa de mentori, de exemple de oameni gândește că pe vremea respectivă, când te gândeai la antreprenoriat, la afaceri, încă era cuvântul de patron Te gândeai la Dinu Patriciu, la Gigi Becali, tu la aia te gândeai, nu te gândeai la antreprenorii de pe Silicon Valley, moderni, știi, nu, 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 nu asta te și era și o problemă asta de de, repere pe cine e ca și uh, reper. Plus că erau ideile alea că na, faci un proiect antreprenor, trebuie să furi, trebuie să minți, să nu știu, stat, să... chestii de, de genul ăsta. Acum chiar există repere super clare și consider că și asta e, e o problemă când se strică reperele, când ne luăm repere greșite. Adevărul e că în momentul ăsta există într-adevăr o transparență enormă, adică poți să-l urmărești pe Elon Musk dacă vrei să vezi cum e viața lui, intri pe eu știu, câteva podcast-uri, vezi ce vorbește omul, atunci cred că era exact. Te uitai în jurul tău, vedeai ok, care sunt exemplele mele și inevitabil dacă tu luai mentalitatea omului de lângă tine, tu nu puteai să-ți dai seama băi e bună, nu e bună, mă duci în direcția potrivită. Cred că pur și simplu îți crea acest sentiment de înțeleg așa intuitiv că mă ajută chestia asta sau în contră, mă face să mă simt și mai pierdut. Și sunt curios dacă tu, în clasa 12, după ce uh, ai făcut acest transfer, dacă simțeai OK, am luat decizia bună de a mă muta sau te simțeai și mai pierdut, fiind așa, poate, fără altă perspectivă în față? No, în momentul respectiv, m-am simțit eliberat. Era frica, frica cea mai mare era că nu se iau bacul. OK. Pentru că mi-am dat seama că nu știu matematică bine și restul materiilor, plus că având businessul respectiv, gândul meu, numărul unu era că nu merge businessul ăla, că avem impozit la NAV de plătit, că avem chiria de plătit, era un sens foarte mare de chiria. Că trebuia să adunăm destul de mulți bani, 350 de euro era chiria, și că trebuia să adunăm chiria să o plătim. Și știu că cu mai a, și mai e un lucru interesant, vedeam foarte mult suferința mamei, că ea lucra acolo, ea era cumva singurul meu a angajat, ceasălorii mele. Iar sora mea a plecat în Anglia. În timp era ce medic. voi Da, asta, da, sau? da. Deci eu am început cu sora mea, am început să o avem în să se ocupe mai mult după am intrat eu, eu am finalizat cumva construcția, am promovat-o la început, prima ană, că am fost noi împreună, iar ea a fost medic rezident. Și e medic rezident. Doar că după un an de zile s-a mutat în Anglia, că avea salariu foarte mic, nu știu, 7-20 de lei, o chestie de genul mm -hmm. ăsta. Și efectiv eram într-un impas financiar. Tata n-a avut job un an de zile, că era prea calificat, era doctor inginer și era mult partea asta de impas, impas financiar. Deci devenise un, un impas foarte puternic și vedeam pe mama cum se chinuie că ea muncea ca un câine, stătea acolo efectiv de dimineață până seara, n-avea viață la salina aia. și munca mea era cumva să duc clienți, să promovez, mergeam pe la medici, medicii interesați să ia -și păgi, sincer să era adevărul. Câți ani vei când făceai lucrurile astea? 18-19 ani. Deci la 18 ani, 19 ani, nu, când nu. ceilalți se gândeau la în ce club să iasă sau eu știu ce să mai facă, să mai dea o tură cu mașina pe afară, tu încercai să vezi cum poți să să-ți ajuți familia ca da. să. Da, da, ieșeam și un în oraș, acum n-am, nu pot să zic că nu mai lucram, ieșeam și eu în oraș și, na, zic că era frustrarea aia, a fost săptămâni în care aveam 5 lei pe săptămână să ies în oraș toate cele, pentru că, na, practic, deși era business-ul nostru, nu puteam să iau banii de, de acolo, trebuia să ia mama, să putească Enel-ul, Lidl-ul, să meargă la Lidl să cumpere chestii, deci au fost chestii, treaba asta și, na, la un moment dat m -am, m -am, M-am reorientat un pic de, de aici, dar clar, suferința a mamei, să știi că a, a contat foarte mult în motivația mea. Pentru că era visul ăla, la un moment dat, ca ea să nu mai lucreze. Știi, să, nu mai fie nevoie să facă, să facă chestia asta. era programul deschis de luni până duminică, Cristian la Salină. Și am dat și eu cu cu și cu rușine, mama a închis duminică. Lucra doar luni sâmbătă, exact, da. Și cumva, Ți mai spunem un lucru despre un bărbat, că dacă își vede mama suferind într-o situație, copilul, bărbatul, băiatul, va face tot posibil, posibilul ca mama să nu mai ajungă în situația respectivă Va face chestia asta Și cred că ăsta a fost primul driver al meu puternic de hungry Știi, foamea de a-ți de a dori să faci, să nenorocești tot, să rupi, să dregi Să simți că poți să... Schimbi situația încât mama ta să primească ceea ce merită până la urmă. Adică exact. Niște... Plus motivațiile alea foarte firești să ai haine de firmă, mașini, <laughs> știi, chestiile clasice pe care cumva le avem toți și acum, sincer, le, le, le văd și puierile, dar la momentul respectiv și nu le vedeam puierile simțeai că ar putea să fie un plus valoare pentru tine, adică simțeai că asta ar valida faptul că tu ești un om de succes, dacă vei hainele? Da, categoric, din... îți dai seama. Da. categoric. Bine, eu n-am văzut niciodată după haine, am dat așa un exemplu, da. Dar, dar da, clar, categoric, îți dai seama că visezi la așa ceva, că știi, te uiți în film și ai, ai impresia că o să fii mai fericit dacă opții mm. alea. și da, e, e un factor bun motivator și da, într-adevăr, devii și mai fericit după aia, să nu fim <laughs> să fim așa cumva foarte spirituali, dar da, devii mai fericit dacă ai o situație mai prosperă, pentru că nu dacă știi foarte multe relații de cuplu, să știi că se ceartă din cauza banilor. siguranță. și am văzut și eu asta în, în, familie la un moment dat, deși tata chiar ne-a dat tot, tot, ce avea, deci tot ce făcea, să știi că întocea către familie. Dar de la neajunsuri, să știi că se creează foarte multe certuri. Mai degrabă îți dă în capul la care nu are decât la care are. Cu siguranță. Cu siguranță. Da. Care a fost uh, următorul pas în uh, acest proces? Erai uh, la 19 ani, aveai o afacere cu salină? Da, salina artificială. Uh, mama ta lucra acolo, sora ta plecase în Anglia. Uh -huh. Care a fost următorul pas, ce, ce s-a întâmplat? Au fost mulți oameni care ne, care ne contactau să ajutăm să-și facă și ei o salină. Okay. Știi? Și la început eu n-am vrut, era ca un fel de secret chestia asta cum se face și n-am, vrut să dau mai departe secretul ăsta. După mi-am dat seama că aș putea să fac o franciză, să le construiesc eu salina, pentru că ăia care mi-au primit salina mi-au dat, mi dat o țeapă, niște estonieni. N-au finalizat-o, știi? Le-am dat banii 90% în avans și după aia au construit-o și au așa, în paragină cumva, eu o să plece în China, nu știu ce povești. Și am finalizat-o eu și singur m-am prins cum se face asta, dar mi-a luat mult, mi-a luat cam un an de zile. După aceea am construit saline în alte orașe, am făcut din, deci am avut pe prima în Timișoara, după aceea am făcut în Severin, Târgu Jiu, Galați și în Delta Dunării, în, în Murighiolo. Și acolo am văzut pentru prima oară că se pot face mai mulți bani deodată. Că făceam între, nu știu, 4.000 și 7.000 de euro, am făcut mai mult la o astfel de salină, profitul meu. Uh -huh. Enorm de mulți bani, stai să și în ziua de azi, o grămadă. Am văzut pe toți grămadă, eram wow! Îmi lua cam o lună de zile să finalizez un astfel de proiect și am făcut câteva dar banii acum veni, au venit sau și dus, știi, că îți dai să de la un copil frustrat, niște bani pe mână, o să ce face cu ei, că Ai, topește. Da, instant tot, a... tot toți, toți pe toate prostiile. Și un coleg de clasă juca poker online, câștiga din poker și am ajuns și eu să joc poker online. Cam ce vârstă aveai în zona asta ca să fac așa o Păi acolo, pe la 19 ani pe acolo când s-a deci tot, în... tot între 18-20 de ani pe acolo okay. cumva. Era și activitatea asta de hustle cu pokerul. Că pe vremea mea mergea și, na, dacă știai un pic de matematică, teoria probabilității, citeai niște cărți, vedeai niște cursuri de așa ceva, mergea. Acum nu, na, nu se mai fac bani din poker și nici nu a fost o activitate uh, etică, cumva, o activitate. nu consideram o activitate superioară care aduce un beneficiu societății. Mă gândeam, stau noaptea ca un boschetar și mă joc și mă trezesc la 4-5 după masa, a doua zi, iar rezultate cu care e că am reușit să iau banii la unul din America care are o adicție față de jocul ăsta. Că eu n-am dezvoltat adicție față de joc, eu o făceam ca un job. deci tu simțeai cumva că. Da, mi-am dat seama da. clar. Pentru că gândește că aveam background-ul de dezvoltare personală. Uh -huh. Și în interiorul meu măcina chestia asta, mă măcina. Știi, simțeam și ajunsesc să fac și 2000 de dolari pe lună, făceam din poker. Dar m -m -m mă, rodea asta pe interior că ceva nu fac bine. Care e plusul de valoare pe care îl aduc în societate? M -m mă, mă foarte tare chestia asta. Simțeam Mama mea s cu Salina, tatăl a avut firmă de construcții, doctor în în instalații, sora mea medic în Anglia, pediatru, și când am ce să sunt jucător de poker. Adică simțeam că se confirmă exact chestia că dacă te lași de școală și tot ce devin un infractor de aici. Care e următorul pas, știi? Ce, dacă nu va mai merge cu poker, ce voi face? Adică nu vreau să fie asta cariera mea în viață. O simțeam doar ca o oportunitate izolată și m-am lăsat la un moment dat. Asta mi se pare interesant că de obicei poveștile astea se duc în ideea de bă voiam să fac bani e? Și nu prea interesează pe oameni cum se întâmplă, contează doar să se întâmple Dar cu toate că tu făceai ceva bani pentru 19-20 de ani și acum în momentul de față 2000 de euro sunt bani Nu vreau da. să-mi imaginez atunci cât, cât de mult însemna Pentru tine clicuia ceva că bă nu e ok, cum îi fac? Adică modul, modelul de business nu, nu, e, nu e regulă, nu e etic Dar ce alte perspective aveai? Adică ce ar trebui să se întâmple încât să poți să renunți la chestia asta? Uh, că pentru banii respectivi plăteam un preț. Jucam noaptea și mă trezeam după masa și la un moment dat știu că ne trezea aproape ăla care ne livra mâncare de la restaurant. Știi uh -huh. cum e tazul acum? b-a intra pe noi în casă și domnul Doru, domnul Doru, v-am adus mâncarea știi? și mă gândeam, doamne ce haotic am ajuns să trăiesc. Știi? Uh, pusesem ceva bani deoparte, undeva între 5 și 6.000 de dolari și în mine urla vocea aia educațională, adică mă înscrisesem la facultate, la psihologie, nu-mi plăcea și era ideea de bă, ce tare ar fi să existe un loc cumva și pentru mine, știi? Și urla visul ăsta educațional, îmi doream să fac o facultate. Aia era ideea mea de business, dacă aș putea să o facultate. Să o construiești. <laughs> da, imaginează la 19-20 de ani. Exact, da. uh, și aici e povestea care o știi că m-a invitat pe la un seminar, culmea să vorbesc la seminarul ăla. Pe m-a mai invitat să la mai multe budkheimpuri în care eu să vorbesc ca speaker, știi? Uh -huh. imaginați să-l vezi pe unul de 17-18 ani, și că vorbește. Uh, și m-a invitat să le povestesc cum am făcut Salina. Okay. Și am povestit asta, dar temerea mea, în timp ce mergeam cu mașina spre Bran, că la Bran s-a ținut, mă gândeam, dacă să mă trimite cineva, ok, foarte fine, doi, business-ul ăsta pe care tu l-ai făcut cu Salina, ajută mulți oameni. Uh, apropo, tot timpul am fac un business care ajută oameni, să știi. Asta era mereu în mintea mea, să a s -a implantat foarte puternic asta în minte și cred că vine și de la cartea Go Giver. Okay. E o carte super bună, o recomand tuturor cu cele cinci principii ale abundenței, unde na, se înțelege mult că este principiul ăsta. Și uh, acolo la Bran, chiar uh, temerea mea s-a adeverit, a venit cineva după seminarul pe care l-am ținut să mă întrebe cu ce mă ocup în prezent. Și la omul respectiv eu am spus foarte arogant că nu te interesează. Și cineva a observat asta și mi-a zis, doamne, tu știi că tipul ăsta e ceva mult, multimilionar, vindea șuruburi parcă sau ceva de genul, dar mm -hmm. dar era tare rău omul și m-am dus și i-am zis, bă, scuze, îmi pare rău, nu știu, am reacționat foarte iurea pentru că mă joc poker online și nu-mi place ce fac. Și mă doar de a zis, dar de ce faci asta? Și zice, păi, pentru bani. Și zice, bun, dacă ai câștigat bani din alt domeniu, ai face altceva? Da. Ce să fac? Și el mi-a zis, păi apucă de acel alt domeniu. Știi, așa, așa simplu, o discuție de 30 de secunde foarte basic. Și m-am dus acasă și am zis, mi-am cumpărat o cameră, un pocket camera și am zis o să mă apuc să fac un blog online și să fac videoclipuri pe net. Despre, o să ajut tinerii să-și facă un business. Și am deschis un blog, asta se întâmplat cu 12 ani, am făcut un blog pe net, imaginează un băiat la 19, 20, 21 de ani pe acolo, se întâmplat asta, care vorbea pe net despre cum să-ți faci un business. Un papițoi îmbrăcat la costum. Să-ți dai seama ce ciudat arăta, dar să zic că unii oameni m-au urm urmărit. Vreo doi ani de zile am făcut activitatea asta, făceam complet gratuit, nu vindeam nimic, n-am făcut niciun ban din asta și am ajuns de 10 ori mai frustrat decât am fost înainte. Mi se pare incredibil că am o activitate din asta online în care vreau să-i învăț pe alții să facă un business, dar eu -am niciun, nu mi-am niciun business. Că, na, cu Salina rămas în continuare la mama. Și am, am știu că am ajuns la un, un punct, la un nivel. Foarte jos. Dar ce au făcut a doi ani pentru mine, au pus și mai multă educație on top. Pentru că atunci când am început să studiez marketing online, să studiez management, Deci acolo chiar am studiat în a doi ani de zile o grămadă de chestii. Am mâncat YouTube-ul. Deci toți care făceau ceva pe YouTube de business online, i-am studiat. Și s a pus foarte multe fundamente și așa am făcut după agenția de marketing de aici. Că mi-am dat seama că trebuie să fac un business în care să fac ceva, servicii oamenilor sau un produs, să vând ceva. Că în doi ani nu vindeam absolut nimic și aveam, nu știu, 4.000, 3.000 de abonați la newsletter. Mm. Deci, cu 12 ani erau enorm de mult. Da. Aveam pagină de Facebook. Și așa a luat naștere, practic, parte de, de, agenție, dar acolo aia a fost, cred că a fost cea mai, aproape cea mai dureroasă perioadă, a, perioada vieții mele, când am avut blogul la Când puteam să-l monetizez. Cât timp ai ținut, ai zis? Doi ani de zile. Doi ani de zile. Îmi vin în minte două idei pe care le-am învățat și din dezvoltare personală care se leagă foarte mult cu povestea ta. Prima fiind acea frază faimoasă a lui Steve Jobs în care spune că nu o să poți niciodată să vezi cum se unesc punctele dacă te uiți înainte și doar dacă te uiți în spate În sensul că tu nu poți să-ți dai seama cum se leagă lucrurile în viața ta Așa că trebuie să continui să mergi cu încredere știind că într-un fel sau altul ceea ce faci în fiecare zi se leagă într-un fel sau altul și te va duce acolo unde trebuie să ajungi Iar a doua frază este a lui Les Brown care spune că Orice fel, de perspect nu, orice fel de idee, orice fel de experiență, orice fel de om, de frază, de absolut orice lucru care ți se întâmplă, poate să reprezinte acel ceva care să-ți deblocheze o nouă perspectivă. El, el numea, ca să-mi dai și un exemplu interesant, spunea: Perspectiva ta se deblochează exact cum se deblochează un lacăt care are cifru Ce să bagi 5 cifre, de exemplu. Și tu, poate l-ai băgat pe primele 2-3-4. Însă tot dai tot încerci să faci lucruri noi, vezi că nu ție, nu ți, nu țiezi, dar de fapt alea sunt combinațiile de cifru pe care tu le încerci Și la un moment dat, pac, ai găsit-o exact. pe aia potrivită și de s-a deblocat totul exact Și asta mi se pare că a fost, de fapt, în această călătorie erorului Că asta e, asta e structura pe care eu o folosesc în podcastul ăsta De unde ești astăzi, de unde ai început și care a fost călătoria ta care să te ducă în punctul ăsta Și asta mi se pare că a fost, de fapt, procesul care pe tine te-a pregătit și mental, și psihic, și emoțional te-a pregătit pentru ce urma să se întâmple. Pentru că ai avut uh, acea întâmplare a, nefericită, dar poate fericită, prin care tatăl tău a ajuns să piardă businessul respectiv cu firma de construcții, care a clicuit în tine ceva, bă, trebuie să intervin și eu trebuie să fac ceva. Ai, văzut -o, ai construit un business, uh, o salină artificială, ai văzut-o pe mama ta că se chinuie încercând să ajute ai zis, ok, trebuie să fac altceva, trebuie să-mi ies mai mult din zona de confort, ai început să faci, uh, fran, ai început să francizezi treaba asta, ai început să faci bani, dar uh, ai ajuns până la urmă într-o zonă de poker. Da, nu am educație financiară, am topit banii ăia și. O, ok, da, a, uite, na, după ce da. fac bani din piatră seacă și am început cu pokerul. Asta M-am mutat singur, aveam 200 de dolari, ca să știi că m-am mutat singur. Asta mi s-a părut interesant, că aici acum nu aveam educație financiară, cu toate că cei bani, ei hmm? se ducea la de rapid. Da, nu știu ce să fac cu ei. Și, gen, a trebuit să adaugi o piesă în plus. Bă, pac, educație financiară de ce? Ca să strângem, ca să ținem bani. după ce se, se, se mulțesc ei cumva. Ai ajuns să faci poker, ai fost chemat, prin întâmplare, la 20 de ani, de către Pera să vii să ții un seminar, ai întâlnit un om care pur și simplu ți-a pus o întrebare, dar a apăsat fix pe rana aia, fix pe frica ta cea mai mare. Bă, dar dacă o să mă întrebe cineva cu ce mă ocup, Ți-a dat o nouă perspectivă? A fost chestia asta? Ai mers mai departe cu blogul? Da, deci acolo decât, am învățat să vorbesc în fața camerei, să mă expun în online, am învățat digital marketing, personal branding, dar ideea de curs online, de digital marketing. Ai renunțat la 2000 de euro pe lună pentru, da. pe pentru că tu nu mai generai un profit din chestia asta. Însă ce simt eu din ce ai povestit până acum este că ceea ce ai făcut acolo în acea perioadă de 2 ani de blog a fost că te-ai aliniat perfect cu cine erai tu de fapt un om care a strâns o expertiză în această perioadă de la 16 ani la 20 de ani despre cum să-ți construiești un business, cum să manageriezi un business la nivelul la care îl știi și tu. că adică nu le spuneai oamenilor cum să facă milioane de euro, no. le spuneai, bă, uite, așa se începe un business. Știu foarte bine cum se începe, poți să să-ți predau și ție chestia asta. Nu faci contracost, însă perioada asta de 2 ani te-a pregătit pentru ce urma să se întâmple. Și asta mi se pare extraordinar atunci când, exact cum zice Steve mă uit în spate și abia acum realizez cum s-au unit toate chestiile astea mișto între ele. Cum era pentru tine, totuși, să știi că te ascultă oameni, că dai din timpul tău, că tu stai și ții de un blog care nu-ți produce niciun ban, te simțeai totuși bine făcând asta, că altfel nu văd de ce ai făcut adică te simțeai în elementul tău. Cum te totuși ai avut încredere să perseverezi 2 ani nefăcând bani în chestia asta? Singurul lucru care mă, mă încuraja era valoarea asta mea importantă să ajut oamenii și când un om nu știu, se uita la un video sau citea un articol de-al meu și spunea, bravo, merci, m-a ajutat foarte tare ce faci, mă, mă încuraja chestia asta, că vedeam că am fost în folosul cuiva. Chiar că era un nickname poate pe internet, omul respectiv, pe vreo aniversare, era Facebook, știți, comenta pe blog și nu știu dacă omul e real sau nu. Și mă, mă alimenta chestiunea asta, dar la un moment dat m-am ajuns la fundul sacului, efectiv. Nu știu cum mă mai invita unii la conferințe în alte orașe și eu nu aveam bani de benzină să mă duc în. În un alt oraș avea mașină, era mașina, fosta mașina surorii mele. Dar mă încuraja un om care îmi spunea ceva pozitiv. Și la un moment dat au apărut și hateri, deci era mm -hmm. foarte polarizată treaba. Dar erau oameni care mă încurajau, în schimb mă gândeam, modelul de business nu e, nu e bun, că nu știam cum să monetizez chestia asta. Pe am zicea, scrie o carte, fă un curs, dar eu nu știam să fac lucrurile astea. Mă ziceam și foarte impostor, cum să fac la 20 de ani un curs despre ce. Știi? Și, na, la un moment dat m-am încurajat cumva de la ideea de la fondul Sacru și am făcut un curs la care au venit 19 plătitori live în sală. A, era curs fizic? Da, am făcut un curs fizic, un, un training fizic, dar a fost primul, după care acolo a venit ideea asta de. era foarte mulți oameni care cereau servicii de marketing și mie îmi plăcea marketing online. Și practic de ce am făcut eu după aia, agenția de marketing? Eu n-am mai ținut cursuri, 5 ani de zile din momentul ăsta. Deci practic am încercat modelul ăsta de business cu cursuri online, 2 ani, n-a funcționat, n-am făcut un ban, m-am lăsat complet de el, mi-am făcut agenție de marketing și aici am învățat digital marketing la un, cu totul alt nivel. unde deci, și-a fost deplin în România care a făcut Facebook Ads, e-mail marketing, pagini de vânzare, landing page, copywriting. De unde deci, -am Americani. 100% din, din străinătate măcar aveam puterea să cumpărăm cursuri de 9 dolari, de 15 dolari, chiar de 50 de dolari, de 100 de dolari, ne uitam la tot, tot ce fac străinii și luam și implementam în România pe business-uri clasice, săl de evenimente, restaurante, cafenele, evenimente și practic noi promovam alte afaceri cu agenția asta de marketing și aici mi-am dat seama cu adevărat că, bă, eu chiar știu ceva când am început să ofer serviciile astea. Și vedeai rezultate? Da, ce vedeam ce? deja rezultate. Clienții ne plăteau, dar na, cu puțin bani. Între, nu știu, avem abonament 100, 200 de euro, 300 de euro, poate maxim pe lună. Am ajuns la un moment dat, după mulți ani, să avem un client care ne plătea 1000 de euro pe lună. Dar așa am dezvoltat prima agenție de marketing. Și aici, cumva, am, am reușit să mă detașez de business-ul de care era la mama, de să, nu mai fiu, să fiu aliniat cu ceea ce fac. Uh -huh. A fost primul business, cumva, cu adevărat, de care m-am bucurat că l-am făcut. Deja vă gândește că vorbeam cu oameni de afaceri care aveau 50 de ani și eu aveam 22-21, da, 22, cam pe acolo. Ca să putem să încheiem capitolul ăsta al vieții tale, aș vrea să facem doar un mic pas înapoi și să te întreb un lucru. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi își doresc să facă altceva, nu știu exact ce, ce vor să facă, dar simt exact cum simțești și tu că nu sunt potriviți în ceea ce fac. Însă, în același timp, părinții reușesc să aibă un, un cuvânt atât de mare de spus în privința, a, în privința, viitorului lor, încât ei nu simt că au vreo putere. Exact cum simți tu la ce, bă, nu e puterea la mine, nu eu decid ce vreau să învăț, nu eu decid ce vreau să fac. Uh, cum a fost în cazul tău? Uh, cum, a, sunt urz, cum, a, cum, a, arătat susținerea asta din partea familiei din punctul în care ai făcut salina, totuși după ai început să faci poker, după blog, mă gândesc că a fost o perioadă de, nu știu, doi ani cel puțin în care ai făcut chestia asta. Cum erau conversațiile cu părinții tăi? Cum, cum te Ne certam foarte de tare. Nu? Deci ne certam în special cu tata, mă certam destul de tare. Abia din momentul în care am făcut agenția și a început să meargă agenția, deci încolo lucrurile s-au alineat, s-au calibrat. Pentru că cumva ai mei au simțit că fac ceva pe bune și ceva foarte serios din care câștig și aici m a tot timpul cumva m-a încurajat. Dar la un moment dat se vedea și în ea o sămânță de îndoială, pentru că na, nici nu mă ocupam de salina aia, nu mă mai ocupam Se ocupa ea, eu tot încercam să-mi caut drumul Tata îți dai seama că na, nu era complet de acord, tata gândește că n-a știut că eu nu merg la facultate Trei ani de zile l-am mințit că merg Plăteam facultatea din, din banii pe care na, îi mai făceam așa că decât Și el mă căuta pe Google și mă găsea acolo, că eram înscris Ca să pe dacă ești. da, exact. Și după trei ani na, am zis bă, nu, nu și am făcut agenția și așa cumva m-am deprins de, de ei, dar și-a mai fost o persoană care m-a ajutat financiar, bunica mea. A, a, a vândut un garaj din care am luat, nu știu, vreo 4.000 de euro eu, cu care am făcut agenția propriu-zisă. Deci, bine, deja aveam niște clienți. Uh -huh. Lucram de pe laptopul pe care lucra și mama la Salina. Noi lucram pe același laptop. <laughs> Era foarte amuzant, da. Că eu luam de la Salina, lucram eu, după aia duceam ei și tot așa, știi? Așa mi-am servisat eu primii, primii, clienți. Și bunica mi-a dat, a văzut că merge treaba cu agenția asta mea. Am zis, bă, să fac birouri, să angajez oameni și toate cele. Și uh, am luat vreo 4.000 de euro și am luat un spațiu închirie, un etaj la o casă. Uh, și am cumpărat laptopuri, am amenajat acolo frumos. Mă inspiram de la Google, vedeam birourile alea frumoase de la Google și am visam și eu că și eu la un dat să fac așa birouri. Și am pus mochetă pe pereți să vezi ce am făcut pe acolo, sticlă, nebunii, logo din polistiren, bibliotecă în formă de litere. Câți ne avem în perioada asta? Poate suprapunem pozele de la agenția aia pe podcast podcastul asta, primi, să da, le, le punem, vezi le tare de tot. Am vopsit biroul în galben, mor de răsie, am făcut acolo. Câți ne aveam? Da. Deci cam acum 10 ani. Acum am 33, cam 23, 23 de ani. Okay. Da. Firma prima, asta a fost în 2013, oficial, dar noi e. ne apucasem deja cam de vreun an înainte. Cumva lucram pentru niște, pentru niște clienți. Și după aceea am deschis firma ca lumea Kiwi, și așa a pornit agenția de marketing, nu, deja au fost rezultate și început să se vorbească un pic în oraș de noi, adică început să fim recomandați. Deci, că duceam la un eveniment cu 80 de lei Facebook Ads, am adus o 1000 ceva de oameni la deschidere de pub. Abonatul wow. la newsletter costa 0,01 ban la pera. 0,01 ban. Da. Ca să facem un raport în momentul de față, dacă ai 2-3 lei e bine. E bine rău, e na? Bine dacă ai na, ce se întâmplă. Ne să convingem clienții să ne dea 50 de lei sau 100 de lei buget de promovare pe Facebook. Și acum, cum, că să postez pe Facebook? E pe gratis. Ce? Când a apărut bus postul, imaginează de dai 50 de lei, apare la jumate de țară. da, da, asta a fost. Da, a fost momentul în care cumva am simțit și eu în sfârșit că fac ceva. Mă duceam frumos să la birou cu cămașa, sacou mă duceam cu clienții, aveam întâlniri de afaceri, completam registrul de casă, făceam facturi. să antreprenor în adevăratul sens al, al cuvântului și puteam să aplic toate principiile mele care le învățasem în cărți în, în, ceva real, știi? Și și pen, pen, pentru clienți. Deci, imaginează, veneau clienți care aveau 50 de ani și cereau consultanță de la, de la noi să ajutăm pe social media, apăruse Facebook, -ul. era, făceam site-uri, programatori și făceam site-uri, design. Aveam motto-ul Bring Fulfillment, știi? Că era. Cum erau momentele? Plăteai pe unul să facă flyerele, dispărea. Plăteai pe unul să facă website-ul, dispărea. Încercai tu să le conectezi pe toate și noi am zis, Bă, o să facem o agenție în care oferim toate serviciile. Deci noi aveam, noi, avem 160 de servicii și eram patru oameni. <laughs> Făceam de toate. Veneam undeva tipografie, aveți, dar cum să nu facem și tipografie? Video de probare, facem și video, -uri. poze comerciale, avem și poze, bineînțeles, avem fotograf, tot. Păi, un contractor, chestii, eu mă ocupam de tot. Și, na, livram serviciu până, până în final și am adăugat. Nu, no, un portofoliu fain de, de clienți. Am ajutat mulți clienți în țară pe partea asta de agenție de, de marketing și în continuare na, no, am, am, studiat destul, destul de mult uh, zona asta de digital marketing. Asta a fost cumva uh, pasiunea, pasiunea puternică, prima pasiune. N-a fost vocația, dar asta am simțit că e o pasiune din care iasă și bani, și îmi și aduce satisfacție. Zona asta de, de marketing. Da, simțeam că sunt foarte multe business fine sau oameni, oameni fine care nu sunt cunoscuți, că nu știu să-și facă marketing. Asta simțeam eu și ce mai să facem cunoscuți. Simt că aici era din nou același pește care în liceu fusese judecat după capacitatea lui de a se urca în copac, acum erai judecat după capacitatea de a nota prin apă, adică exact. erai fix în exact. zona ta. Exact, că am în blogul ăla doi ani și cam știam cum se mișcă online, nu no. Și aici a fost prima oară în care am, am, putut să pun abilitățile mele în funcțiune și să vadă. Deci vedeam, am zis că vedeam antreprenori în adevăratul sens al cuvântului care vin la noi și cer ajutor, dește deci, prințese în client proiect mare, imobiliar, multimilionar și noi îl promovam balul vienesc de la Timișoara, elita super mondenă a societății, oameni de la Viena, veneau, noi îl promovam, noi îl făceam. Să dai că asta a dat un bus foarte mare de încredere în capacitatea noastră, plus că, sincer să zic, nu prea erau agenții de marketing. Erau foarte slabe, adică nu. Pământ, pământ de flori. Era suficient să fii tu cel care face ceva și deja te mai remarcai. Problema mare era că firmele nu prea ne plăteau. Adică, când auzeau că trebuie să plătească 500 de euro, erau, Doamne, câți bani, adică nu, nu. Era greu să tarifezi servicii de marketing la momentul respectiv. Oamenii nu știu se de ce El este pe internet la momentul respectiv. Era totuși o perioadă de început, Cred că ei nu vedeau potențialul în chestia asta, ceea da. ce e interesant că tu l-ai văzut, da. văzut Încerc să găsesc un pattern în tot ce mi-ai povestit până acum și patternul pe care l-am găsit a fost că mereu ai investit în tine În liceu, prin cărți În momentul în care a început să să iei cursurile de 5 euro, de mă rog, 5 dolari, 9 dolari, 17 dolari, cum nu deci ca să investești în tine să înveți cum să faci, poate, email marketing, cum să faci aia, cum să faci aia, cum să faci copiul, probabil, adică ai tot da. investit în tine. Iar în punctul în care ai ajuns să faci și uh, această agenție, și cumva simțeai că ești un pește în apă și că nu <gânt> țin cât de bine poți, uh, ai, ai fi putut să zici, bă, gata, am, uh, am ajuns la succes, e zona mea, sunt bine. Probabil generai, nu știu, general ceva bani dacă ai reușit să-ți faci un... Da, făceam un profit, cred că cam, cred că între 2000 și 7000 de euro pe lună oscilam cu agenția. Dar banii, banii tăi mei. sau? Banii, banii mei, da, okay. da. Nu chiar din primul an am făcut 2000, da, dai da. durat câteva luni da. bune până să ajung. Da, simțeai eu cum că eu. ești în, pe, un, pe, un, drum corect, adică... Da, ar... simțeam că deja pe, pe un drum corect, cu, corect, da. Cum totuși de ai mers mai departe și te-ai transformat din nou? Ce s-a întâmplat? Era o frustrare, simțeam că luăm frimiturile din franzelă. În sensul că noi mă implicam la unele afaceri, zici că era afacerea mea. simțeam că mă implic mai mult decât antreprenorul, decât angajații de acolo. Și apărea frustrarea că, na, unele business-uri nu făceau treaba, simțeam că nu fac treaba corect. Și nu toate problemele în business se rezolvă din marketing, adică marketing e doar o componentă a businessului. Și a apărut frustrarea asta că nu ajungeam la clienți foarte mari. Deci noi nu am reușit să ajungem pentru branduri huge niciodată. Și simțeam că business-ul nostru e gătuit undeva, dar totodată am avut oameni buni în echipă. Oameni tineri, oameni dornici, oameni hungry. Și simțeam, eu nu puteam să fac competiție cu corporațiile, care plăteau niște salarii foarte mari. Și lucra la noi un programator pe salar de nimic și vedeam, de ce nu s-ar duce la o corporație omul respectiv. Dar noi aveam o cultură foarte faină organizațională asta. Pe asta am insistat foarte mult, echipa să fie foarte fericită și foarte ok. Și se zicea că oamenii au nevoie de oportunitate mai mare și tot că eu am nevoie de oportunitate mai, mai, mare. Se vedea cum suntem plafonați, efectiv. Și se vedea că ca să mai aducem în cliente, să aduce mai mulți oameni în echipă. Și marja de profit oricum nu va crește. Uh -huh. Am zis că sunt, am devenit într-un hamster wheel aici. Totodată a fost și o perioadă în care nu prea mai mers eu la cursuri, să mă mai educ, m-am plafonat un pic. Dar au apărut autori, traineri. A venit ceva un trainer la noi, să-l promovăm. Și din start, când am văzut modelul de business care făcusem eu cu blogul la altcineva, am devenit foarte bun în promovarea oamenilor respectiv. Deci, noi, mulți autori pe care îi vezi în prezent pe internet, au lucrat cu noi ca și agenție de marketing. Noi i-am promovat la, 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 început. Și cu asta, boom! Deci, tot digital marketingul nostru implementat mm -hmm. pe model de business online a făcut, a făcut explozie pe, pe cu multe cu cursuri. Da. Piesele, da, iar clicul cel mai mare a fost când am promovat un curs care l am vândut, vândut în primul an de zile de 4 milioane de dolari. wow. wow. Și noi cât costă? Am luat procent. 1500 de dolari de persoană era. Deci era wow, știi? Da. Oamenii au făcut o treabă bună până la un moment, dat. La un moment dat mi se pare că banii un pic iau iau nu au mai ținut pe traiectoria corectă. Și atunci am zis, mă, trebuie să ne facem, ar fi mișto să ne facem noi propriile noastre produse. Aici a intervenit visul la educațional uh -huh. al meu din din copilărie că ar fi fain să avem noi propriile noastre produse ca să controlăm calitatea lor. Okay. Să nu mai există neseriozitate, bonusuri promise și nedate și tot felul de astfel de, de, de lucruri. Și aici a venit visul la din copilărie să, să fac facultatea aia la care, la care eu visam. La care tu, noi, tu îți doreai de fapt să te duci să studiezi. Da, dacă gândești că de aici noi făcutem deja cam peste 200 de lansări de produse online deja. În momentul ăsta în care eu vorbesc de platforma asta. Doar că produsele era altora. Era al altora și noi primeam procent. Okay. 10%, 5%, deci la am primiturile pentru mi-am că am vorbit cu un tip care lucra pe piața din America și el povestea că cum, cum voi lua 10-15%? Păi la noi e invers și noi nu prea dăm procente, noi dăm maxim 5% cuiva, pentru că ăla care controlează marketingul online controlează jocul, așa spunea omul respectiv. Faceți, nu puteți voi, agenția, să fiți cel mai slab plătiți. Și ăla mi deschis ochii să ne facem propriile noastre produse. Și mai era o chestie, erau foarte mulți clienți mici care cereau servicii de marketing, dar nu mai își permiteau să ne plătească serviciile noastre, că noi mărisem prețurile. Uh -huh. Și mi-am dat seama bă, ce tare ar fi să fac pentru ăștia cursuri de marketing, eu. Și așa am pornit școala prima mea școală de marketing, Kivi Pro, și învățam pe alții să-și facă marketingul Marketingul online. Și asta a fost pe bază de subscripție, abonament. Și învățam pe alții marketing și mi-am dat seama bă, ce tare e să controlezi tu produsul, să oferi tu calitatea, să faci tu comunitatea și din nou am început să-mi fac personal branding practic tot knowledge ăla de agenție de marketing de vreo 5 ani de zile, am început să-l dau gratuit pe net, să explic cu oamenilor și am fost unul primii din România care a vorbit de digital marketing așa, super, super public. Bine, ori mai mai erau și alții, evident, dar noi am început să avem și cursuri plătite pe zona de, de marketing. Încerc nu să văd un pattern. Mm -hmm. Asta încerc să, să fac de fiecare dată și de ce? Pentru că vezi cum se transformă omul pe parcurs, dar vezi care sunt reperele lui în transformare, vezi care sunt valorile pe care le are, vezi care, care e viziunea și o valoare pe care am simțit-o la tine este 1. Ceea ce ofer să fie de folos oamenilor, 2. Ceea ce ofer să fie așa cum am promis, așa l-am și livrat, adică dacă tu simțeai că cum erai la început, făceai marketing pentru cineva, dar vedeai că omul respectiv nu are un neapărat business cum trebuie, te implicai tu mai mult în businessul lui sau făceai tu mai multe ca să-i meargă lui bine, ai zis, băi, ok, hai să facem pentru zona asta de, de uh, autori, că te-ai întâlnit cu acel autor și ai zis, mamă, uite că la ăștia putem să facem, dar ai văzut după aia că bă, nici autorii ăștia au produsele lor până la urmă, nu, nu am ce să fac mai mult decât să-i fac să promovez produsul, dar dacă produsul nu e neapărat legit, sau nu neapărat legit. Nu se ridică la nivelul standardelor mele. Nu pot să fac mai mult cu el. Ai zis: "Ne facem singuri produsele noastre. s ai făcut uh, acest Kiwi Pro în care îi ajută hmm? pe alții să și facă să și facă ei marketingul singuri." Tu de fiecare dată te-ai uitat cum pot eu să livrez ceva mai calitativ și să aducă și mai multă valoare oamenilor din jur. Da. Și simt că tot Toată fundația asta, de fapt, a fost făcută între 16 și 17 ani prin ele, 100 de cărți de dezvoltare personală. Eu așa, așa o simt din exterior. Da. Că ți-ai făcut acolo o fundație și fundația pe care tu ți-ai făcut atunci, în momentul în care tu, de fapt, ajungeai să suferi din cauza faptului că tu tot investești în tine, că erai marginalizat, că toată lumea. Că oamenii ți-o dau, ți dau cartea cu furtunul, că dați să uh, fii corect la matematică că Adică din exterior părea că tot ce faci e de fapt greșit și că suferi din cauza asta, dar tu de fapt te construieai în momentul ăla Și îți făceai fundația aia care avea să preia fiecare șoc de la fiecare eșec, să zic așa, pe care tu nici măcar nu mai vedeai eșec Tu zici bă, ăsta e un nou pas, e un nou pas, e un nou pas, nu, e un nou pas și vreau să, de asta am făcut paranteza asta, ca să înțeleagă oamenii ce s-a întâmplat în toată această discuție Cât de vital crezi că este să începi să investești prima dată în tine, înainte să începi să faci tot procesul ăsta sau să pleci la drum? Evident că e vital, dar, dar nu e ca și cum poți să spui, acum mă ocup, trei ani de zile doar investesc în mine, nu fac mm -hmm. nimic altceva Asta este o chestie care trebuie să faci concomitent, ca și dușul Zig Ziglar avea, avea vorba aia că motivație precum dușul nu trebuie să faci doar într-o zi, că duci faci în fiecare zi. Așa consider eu și eu despre educație. Momentele în care eu am stagnat în viață sunt momentele în care nu m-am mai dus la cursuri, nu am mai accesat mentori, n-am mai citit. Deci, alea sunt momente în care se vede clar că eu am stagnat. Și de aceea eu mi-am eu mi zis un lucru acum 4 ani de zile, că nu va mai exista an, cam acum 4-5 ani am zis asta, nu va mai exista an în care eu nu fac o formă profesională de educație pentru mine să existe ceva care să mă ducă la următoarea treaptă. Pentru că fundamentul ăla de care tu ai vorbit, ăla l-am învățat undeva, că dacă vrei să devii prosper, adu prosperitate în viața oamenilor din jurul tău. Și asta se aplică în absolut orice, orice domeniu. Că până la urmă, banii, eu mai am vorba asta, știi când ni se spunea, ni se spunea de banii nu cresc în copaci. Și într-adevăr, dacă când ieșeam pe stradă, ce crezi, nu vedeam bani în copaci. Dar nimeni niciodată nu mi-a zis unde sunt banii, de fapt. Unde cresc? Banii mereu sunt la alți oameni. Nu sunt la bănci, nu sunt la guverne, banii sunt la alți oameni. Cum luăm noi banii de la alți oameni? Păi putem să dăm în cap să furăm, ceea ce clar nu vrem să facem, sau putem să învățăm să oferim o valoare acelor oameni, iar oamenii să ne plătească pentru valoarea respectivă. Încă deci ne simtă confortabil. Să exact! Plântăm. Un business format da. asta face. Oferă o valoare și uh, furnizorul îi recompensat cu bani. Deci asta a fost mereu fundamentul meu, să creez un business care poate să ajute oameni. Cu agenția simțeam că ajut 20-30 de clienți pe lună, dar nu pot să ajut mai mulți. E, când am început să fac școala de marketing prima, mi-am dat seama, mamă, dintr-o dată pot să ajut sute mii de oameni, deodată. Și am zis, wow, și asta e tot din cartea Go Giver, care spune că principiul 1 e, trebuie să ai ceva valoros de oferit ca să primești bani, principiul 2, contează cantitatea de oameni cărora le ofer valoarea respectivă. Iar principiul 3 spune să faci lucrurile într-un stil și într-un mod autentic ție Iar pentru ultimele două principii citiți cartea Ultimul bestial <laughs> Am tot vorbit de etapele astea prin care tu ai trecut N-am ajuns încă la finalul poveștii, mm -hmm. dar simt că de aici oricum lucrurile se duc din ce în ce mai bine Adică simt că punctul greu de plecat e cel de început Adică punctul în care plece cel mai da, greu Da, deci deja eram bine, eram foarte confortabil, da. am pe picioarele mele câștigam. Din ce în ce eram mai foarte încrezător. Care deci deja aici eram tank, ar zice. Dar la început, la 16 ani, ai zis drumul era neclar. Adică știam doar că sunt singurul tău reper era că nu te simți în locul potrivit. Nu știi da. cum arată locul potrivit, nu știi drumul până acolo, nu știi ce trebuie să faci Și parcă acolo a fost acest mare zigzag în care ar trebui să tot te duci, să tot încerci baia, 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 baia Dar mi se pare interesant că la fiecare zigzag Distanța pe care trebuia să o parcurs se micșora și devenea mult mai mic până devenea un drum drept, cum a ajuns la agenție Știu că mi-ai spus că nu le-ai simțit ca un eșec și înțeleg perfect chestia asta, pentru că la fel aplic și eu în viața mea de zi cu zi Am simțit că totul s-a legăt într-un mod foarte natural și cum mi-am dat voie, pur și simplu, să trec prin fiecare moment să învăț ceva din el. Asta a fost una dintre primele lecții pe care le-am învățat în parcursul asta de dezvoltare personală, pe care eu, apropo, l-am început la undeva la 21-22 de ani, adică cam, cam acolo am început eu treaba asta. Poți să înveți ceva din absolut orice. Și acel ceva, fi sigur că se leagă într-un fel sau altul. Adică au fost lucruri pe care eu le-am am realizat că le-am învățat la 14 ani, fără să vreau, care se aplică acum la 28 de ani, cum a fost voluntariatul pe care l-am făcut la 14 ani și am simt că am luat foarte multe chestii de acolo care mă ajută acum. Care simți că a fost acel eveniment care simți că a impactat destul de mult transformarea ta? Uh -huh. Unul singur sau mai multe? Da, că poți chiar mai multe. Și mi-ar plăcea să ne spui și cum simți că a impactat transformarea ta. Au fost mai multe astfel de momente. Un moment a fost când m-am înscris în primul network marketing și am ajuns acolo. Faptul că am văzut că există un seminar în sine în care poți să înveți ceva. Eu credeam că poți să înveți lucruri doar la școală. A fost un moment de mare impact. 16 ani. ani, ok. Uh, am și prima țeapă, mi-am primit banii și mi-am dat seama ce important este să construiești un business etic, moral, uh, să construiești un business în care nimeni niciodată nu poate să zică că nu și la banii de la tine. De exemplu, eu mă pot lăuda că întotdeauna plățile noastre sunt făcute și sunt făcute la timp. Pentru am învățat principiul să de dureros, să muncească cineva pentru tine, iar la final să simtă că nu, nu a fost plătit. Mm -hmm. E ex, extrem de, de, dureros și asta îți poate strica tot, tot Apoi a fost, a fost momentul în care am început să fac salinele în alte, în alte orașe. Am văzut că pot să creez alt gen de servicii, alt gen de produse, în total alte direcții. Adică mi s-a deschis mintea către multe alte, alte oportunități, știi? Simțeam că este asta, mamă, wow, dintr-o dată ceva ce eu știu pot să pun în aplicare și, buf, dintr-o dată să... am alt serviciu. Adică, abonamentul la saline era 150 de lei de să construiesc o salină, câștig 5.000 50 de euro, adică gen, știi, mi-a dat așa ideea asta și deja mă gândeam la tot felul de alte, alte, alte mari oportunități. un moment care era foarte important a fost când mi-a venit ideea de agenție, pentru că acolo am simțit o nevoie a pieței. Până în momentul respectiv eu construiam idei, că mă gândeam eu la duș, ieșeam de la duș și îmi venea o nouă idee, știi? Cum aveam blogul ăla. Efectiv, ieșeam de la duș, vreau să fac un video, un articol, ceva. E, în momentul ăla, oamenii îmi cereau. Oamenii care au participat la cursul la primul pe care eu l-am făcut, mi-au cerut servicii de marketing și de branding și chestii de genul ăsta. Și într-o dată simțeam că mă caută oamenii, nu trebuie să-i caut mm. eu pe ei și să fac ceva. Și ăla a fost un, un aha foarte mare care m-a învățat despre validarea în piață. Cum trebuie să-ți validezi o idee în, în, în piață. Apoi mai sunt niște momente importante care sunt cumva mai în prezent, când am bucat să vorbim despre ele. Mersul la terapie prima oară, cumpăratul de cursuri scumpe din partea mea în care eu să fiu cursant, așa au fost foarte game changer în, în ultimii ani ai vieții. Ce simți că a schimbat terapia, de exemplu? La un moment dat, făcând business aveam cu agenția, am ajuns la maxim 19 oameni în echipă. Și evident că lucrurile nu merg ca pe Netflix, în care te uiți la cum s-a construit Google-ul și vezi acolo bucurie și toate cele. Într-un mediu asta de lucru apar foarte, multe, apar foarte multe probleme, din partea clienților sau din partea echipei, sau pur și simplu nu merg lucrurile cum ai vrea să să meargă, așa e în orice afacere, și mă enervam. Deci, efectiv, mă, aveam o stare de nervozitate constantă și nu simțeam că mă enervez din nimicuri conștientizam chestia asta. Și vroiam să nu mai fiu nervos, efectiv. Și totodată să știi că eram un tip foarte nerăbdător. Acum, desori mă laud de lumea în cursuri că mă am o ai să explici de 100 de ori aceeași chestie. Și îmi dau seama, n-a fost mereu așa. Eu, de fapt sunt vin cu coleric. <hîm> și acum am dezvoltat răbdarea asta, asta a fost, de exemplu, prin terapie. Să am răbdare cu oamenii, să am răbdare cu procesul lor, să nu-i mai grăbesc, să-mi dau seama că nu eu controlez toate lucrurile astea, că noi fi cu pământului. Răbdarea zice că e, e punctul foarte pe care l-am, dobândit și totodată să-mi dau seama că dacă vezi niște lucruri negative la tine sau dacă îți vezi umbra, nu e ceva atât de rău. Eu de fel am copiat-o pe mama care e o super optimistă și am devenit și eu un optimist de asta, incurabil. Devenind un optimism, un optimist incurabil, am devenit un pic și naiv și credul. Să știți că foarte mulți oameni cristiani au beneficiat de naivitatea asta mea. Foarte mulți oameni au, au abuzat, m-au abuzat de bunătatea mea, atât că nu m-au plătit corespunzător, cât și că au furat toate informațiile de la mine, cât că au copiat-o de la mine, cât în toate felurile, să știți că oamenii m-au abuzat de-a lungul, de lungul business-ului și abia aș putea să spun că în ultimii ani am observat chestia asta. Am foarte mulți oameni, Cristian, care astăzi în prezent nu neapărat îmi mulțumesc. Cu, de la bani, knowledge, model de business, toate cele. Dar cred că în timp pătăturile din palmă devin mai grase și încep să-ți dai seama. Dar există mulți oameni care au o obrazul foarte gros și nu conștientizează lucrul ăsta. Dar și eu i-am lăsat, știi? Pentru că dacă ești foarte credul și naiv, oamenii să știe că te abuzează. Tinzi degetul, am dat-ți-a două degete și am dat-ți toată, toată palma. Dar lucrurile astea le, le înveți de-a lungul, de lungul, timpului. În schimb, na, uneori am fost și bun în a pune limite oamenilor. Și asta mi-am dat seama în, în, în terapie. Mi-am dat seama de treaba asta cu limitele sau ce ți-am zis-o. Că, na, pot să fac multe lucruri, dar totodată n-am limite în anumite lucruri. Asta tot așa am învățat-o am învățat -o în terapie. Am învățat că asta a fost chiar în a doua ședință. Că am făcut foarte multe lucruri în viață, n-am mă disociat de tata. În a încercat să nu fiu ca el. OK. Deci, mult, mult din motivația vieții mele s-a dus în, în ideea de a nu fi ca tata. Să nu fi ca el. Da. da. Pentru că tata a fost un om rece, nu cu, nu cu foarte mulți prieteni, uh, mi s-a propus să-și conducă businessul, a dat faliment cu business-ul ceea ce nu e neapărat rău să dai faliment, sincer. Dar da. în România e un lucru rău să dai faliment. Uh, da. Și mi-am dat seama că, bă, în anumite privințe sunt exact ca tata. Și trebuie doar să folosesc calitățile pe care le-am luat de la el să nu încerc să-mi conduc viața în a nu fi ca tata. Uh -huh. Tata a fost și atac cerebral și mă ies cam cu și nu poate să vorbească. Și zice că și chestia asta a accelerat mai, mai, puternic. La un moment dat, ideea de a nu fi ca tata. A, le faci business, ești antreprenor, ești stresat, poate ziua lucrezi. O să ajungi ca el, o să faci infart, o să știi toate gând, gândurile astea. Și atunci, când m-am dus la terapie, clar, trebuie a observat că tot ceea ce vorbesc eu e că nu fac ca el. S-a prins foarte repede, dai uh -huh. seama. Și mi-a scos asta la, la, vedere. Și m am avut de lucrat cu asta. Să-mi dau seama că, bă, în anumite privințe sunt exact ca el. Că și el a fost naiv și credul în anumite, din anumite puncte de, de vedere. Eu credeam că dacă eu fac bine, și omul de lângă mine o să facă la rândul lui bine. Eu credeam că dacă eu gândesc într-un anumit mod, și la de lângă mine va gândi la fel. Știi, și parcă eram chiar șocat. Și am bă, dar nu vezi că asta e bine să facem. Știi? Adică, vedeam oameni care fac super mega tâmpenii și eu ziceam, Wow, știi, adică parcă nu puteam să-mi imaginez că, că unii oameni gând, gândesc așa. Da, asta sunt lucruri care le descoperi un psiholog sau un psihoterapeut. Și cât de important crezi că e să descoperim legătura dintre relația pe care am avut-o cu părinții și cine suntem noi în momentul de față. Pentru că ai spus că un lucru foarte bun pe care l-ai luat de la mama ta a fost acest optimism pe care, pe care cred că l-ai luat prin exemplu, bănuiesc. Da. Adică nu-ți-l predă nimeni efectiv în același timp te -a, a ajutat și în bine și uneori nu neapărat în bine această lejeritate, această neexistență a limitelor Dar în același timp relația cu tatăl tău te-a tot ghidat în a vrea să nu faci sau să nu devii cine este el Cât de important a fost momentul în care ai realizat cât de mult te-a impactat relația cu el și cât de important crezi că este să realizăm cu toții relația asta? Da, am avut două figuri paternale foarte diferite, știi? Mama optimistă, super sociabilă, prietenie, idei noi, hai să facem să dregem Tata, critic, conservator, negativist. Eu de mică o trebuie să aleg o variantă și am ales mm -hmm. varianta lui Mama. Până mi-am dat seama că nu există o variantă pe care tu trebuie să o alegi și doar așa se poate. Se poate varianta ta. Asta a fost marea realizare. La fel cum unii cred că trebuie să muncești ca să cumperi, nu știu, haine de firmă și o super mașină. Nu. Există oameni care muncesc să poată să meargă la alpinism în fiecare weekend. Sau muncesc ca să poată să susțină un ONG. Fiecare are cumva drumul lui și trebuie să-l găsești în așa fel încât să fii aliniat cu tine, că de aici te îmbolnăvești dacă nu ești aliniat cu tine. Consider că de aici apare boala, dacă ceea ce faci tu, o faci că ai văzut la mama sau la tata sau altundeva dar nu faci ca așa îți dorești tu. Și eu, de-a lungul anilor, am, am încercat să-mi dezvolt caracterul și modul de a fi, luând și de la mama, și de la tata, și de la societate, dar, va în felul meu, știi? De adică a fi. Simți că ai preluat ce a fost potrivit cu cine rei tu, adică cu direcția ta? Da. Da. Aia, aia. Da, dar la un moment dat, te -am zis, nu vreau să-l preiau chestii de la, de la tata. Mi se părea periculos <laughs> o să ajung ca el, știi? Și părea ca și cum e un lucru, e un lucru negativ asta, deși și el îți da că avea lucruri foarte. Foarte bune acolo. Și o făceai, în, înțeleg, oricum inconștient. Nu erai conștient da, de 100 100% Da, Da. Cele mai mari probleme sunt problemele pe care nu știi că le ai. Alea te afectează cel mai rău, iar uh, noi suntem obișnuiți să cumpărăm când avem nevoie de ceva. Mă duc la un curs să rezolv o problemă. Mă duc la psiholog, că am o problemă. Dar unii nu ajungi la un alt nivel în viață, că nu-ți dai seama ce trebuie să rezolvi. Și aici te poate ajuta un mentor sau un psiholog sau un coach că vede o umbră pe care tu nu o vezi. Mai am eu un principiu fain. Evoluția în viață, unii oameni o văd, o văd așa, știi? Sau o văd așa, dar urcă, știi? Ca un grafic, ca la bursă. Da. Dar la un moment dat, cineva din domeniul spiritualității, nu mai știu exact cine, mi-a zis că evoluția nu este așa. Evoluția este așa, ca un cilindru sau ca un pom, de aia port pomul. Vezi, pomul, uite ce coroană frumoasă are sus, dar totodată, vezi care are rădăcinile. Da. Și, na, aici, în cazul de față, la noi stau pe o carte, stau în, în, în educație. Ideea e că cu cât pomul crește și face o coroană mai frumoasă, cu atât și partea dark side, umbra, care o lasă asupra e tot mai mare. Deci, noi în viață, cu cât crește mai mult și avem mai multă lumină, cu atât avem și mai multă întuneric și umbră. E, formele astea educaționale te fac să vezi și lumina și cum să o crești, dar te fac să vezi și umbra. Ce e important să vezi, să vezi chestia asta de, de, despre tine, că dacă nu vezi umbra, așa ajungi să faci ceva toxic. Uite, îți dau un exemplu. Un artist care creează o piesă, care impactează o lume întreagă, face o piesă atât de emoționantă care ajunge în inimile tuturor oamenilor, dar el, nevăzându-și umbra, ajunge să se drogheze, să se sinucidă, să facă alte tâmpenii. De ce? Că nu și-a văzut umbra. A văzut doar partea luminoasă a lucrurilor, s-a crezut zeu mm. Și, în final, sunt doar oameni. Uh, parcă Marcus Aurelius, dacă nu mă înșel, împăratul roman, ori el, ori altul, a avut un angajat, un om, care avea un singur task în fiecare zi. Știi despre ce vorbesc? Mm -mm. Îi spunea în fiecare zi acel angajat, ești doar un om. Ești doar un om. Ești doar un om. Asta trebuie să-i spună în fiecare zi lui. De ce? Că, în momentul în care ajungi să crezi ceva foarte luminos, uiți de partea ta Nei. Negativă. Toți le avem pe ale noastre, la fel și eu am foarte multe și mi se pare că e important să le vedem, știi? Mi se pare interesant că ideea asta de ești doar un om se aplică atât cât în, în poziția în care ești foarte jos și n-ai încredere în tine și simți că nu e suficient de bun și ai sindromul impostorului și poți să zici ești doar un om, ai dreptul să greșești, încearcă, fă tot ce simți tu că este corect sau ieși cât mai mult din zona de confort, iar în momentul în care ajungi să ai încredere în tine și cumva încrederea să se dezvolte în același timp cu umbra de care ai spus tu și cumva să nu fi conștient de ea, să vină să zică că ești doar un om și stai exact. în cu picioarele pe pământ, stai, 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 da. încât să ajungi în punctul. Hai să dau un, cu... un exemplu foarte pragmatic cum se manifestă asta în, în, în viața mea cu umbra. Eu niciodată n-am fost un om care aruncă pe jos. De mic, m-am învățat. Mama, că dacă aruncam pe jos, îmi dădea una după ce a fost. Dar acum, hai să nu fim, cum să zic, mincinoși. Mă cred că toți la un moment dat în viață am mai aruncat ceva pe jos. Au fost momente contextele vieții în care am făcut-o, da? La un moment dat, cu câțiva ani, când am devenit eu mai cunoscut pe internet, n da, să fac deja cursul, lumea să mă urmărească, fumam țigări normale și eram pe un bulevard de aici în Timișoara, în mașină, numai ce-mi luasem mașina nouă, dar fumam în ea și nu aveam sumeră în mașină, știi, nu, nu are sumieră și eu de obicei aveam o sticlă sau un pahar în care aruncam, aruncam țigara. Bă, la un moment dat, sunt acolo pe Bulevard, doar să a terminat țigara și cumva nu, 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 nu se stingea și a început să mă ardă la, la mâini. Și uitați, stânga zice, bă, unde era cu soarul știi? Dar avem unde soarul ung și tot încercam să o sting și nu se stingea, se lipise cumva. Și a început să mă ardă destul de bine. a fost suficient să mă arde două ori. Prima oară am rezistat, a doua oară zic, bă, e mă arde, I am dat așa o bărnacă. Da, Următorul lucru, două comentarii direct pe net. Doi oameni m-au văzut instantaneu, în câteva minute m-au văzut doi oameni în oraș și am făcut chestia asta. Zece exemplu negativ am fost pentru oamenii ăia? Uite-mă și la țara ăsta ce face, aruncă pe jos, știi? O chestie care nu fac de obicei, a, a, asta se așa ce tare mai a, m -a enervat, adică, mm. bă, odată am greșit. Odată am greșit, exact atunci ai văzut și, și toate cele. De aia zic cum ar veni că umbra, că dacă vorbim de dorul de acum 10 ani, nimănui nu-i păsa că doar am un un câștig pe, pe jos. Că nu era niciun exemplu, nu l luam ca și mm. mentor în, 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 nimica. Serios, cui păsa? Acum, a, vezi pe unul care aruncă o, 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 țigară pe jos, te deranjează. Da, nu e acum să faci, aveți doamne. Cam așa da, înțeleg, funcționează, înțeleg. funcționează, umbra noastră și e important, da, să, să, o vedem. Da, și dai seama că ai un impact din ce în ce mai mare și cred că atunci realizez că, bă, fiecare chestie pe care o fac oarecum contează aici. Cred că e și ideea asta de sunt doar un om din am continuare voie să greșesc, că nu sunt un exemplu de perfecțiune, sunt doar un om și eu. Dar în același timp, într-adevăr, cred că în momentul în care îți dai seama că ceea ce faci reprezintă ceea ce ești, Adică valorile tale, principiile tale, cred că devin mult mai conștient de, de cât de mult reprezintă lucrurile pe care le faci, cât de mult reprezintă ceea ce ești tu ca om și încep să decizi mai conștient. Bă, vreau să fac asta, vreau să fac asta, că e din ce în ce mai alinea cu ce fac eu. Ne apropiem ușor ușor de final și aș vrea să mai, mai am doar câteva întrebări pentru tine care ne ajută să ne construim mentalitatea asta care ne duc către cine suntem noi cu adevărat și ne dau curajul de a merge în direcția noastră. Pentru că sper din suflet că este acum cineva a 16 ani, 17 ani, 18 ani, 38 de ani, 40 de ani care simte că nu este în locul potrivit, simte că are mult mai multe de oferit, simte că este cumva ca eu știu un pește care se judeca pentru abilitatea lui de, de a se urca în copac și vrea să nu mai facă asta și sper că ceea ce ai spus până acum Uh, rezonează mult cu el. Uh, aș vrea să întreb: de ce crezi că lăsăm atât de mult frica de eșec să ne despartă de viața pe care am putea să o avem dacă ne-am dat voie să greșim? De ce este frica de eșec atât de puternică? Hmm. Cred că știi că se spune că ne naștem cu două frici: frica de sunet. Și frica de înălțime. Dar de-a lungul vieții, naștem foarte multe alte. Deci, creăm alte frici în, în viața noastră și cred că o frică foarte mare e frica asta de foamete pe care noi, noi o facem, și desori luăm acțiuni din, din foamete. Eu pot să zic că n-am mai luat acțiuni din foamete abia în momentul în care am fost stabil financiar. Să fac peste 15.000 de euro pe lună, să simt că nu mai îmi lipsește ceva anume și abia atunci am putut, de exemplu, să creez compania educațională, Educiv. Eu n-am putut să fac asta până atunci. Și pur și simplu să creez materiale și cursuri și programe din, din, din dintr-o senzație de bunăstare care, ok, a creat și mai multă bunăstare în viața mea așa, a apropiaților. Dar prima oară avem frica asta foarte mare de, de, de foamete și luăm decizii din frică. Hai să nu zic asta în podcast, că poate se întâmplă X lucru rău. Hai să nu fac asta, că poate se întâmplă Y lucru rău. E mentalitatea pe care trebuie să o dobândim este hai să facem asta, că se va întâmpla asta bine. Adică să luăm decizii din curaj, nu decizii din frică. Asta e o mentalitate pe care am, am lucrat foarte mult să să o construiesc și mă gândesc în permanență când iau o decizie. Dacă iau decizia din frica de a se întâmpla ceva negativ sau iau decizia din curajul de a face ceva foarte pozitiv Și asta dictează și businessul nostru actual și de aia cred că am avut explozia asta în ultimii ani Că dacă te uiți noi în ultimii 3-4 ani de zile, cam 4 ani am început să avem o explozie masivă cu, cu ceea ce facem Pentru că am început să luăm decizii mari din curaj, adică de, de a face ceva care s-ar putea să schimbe radical anumite lucruri. Gândește că acum 5 ani de zile, când m-am apucat eu să învăț pe alții să facă cursuri online, asta fiind una din activitățile mele principale în, în prezent, oamenii din jurul meu ziceau, bă, dorești un prost că faci chestia asta, că oamenii nu o să-și dorească chestia asta și, ba mai mult, o să-ți vin secretele lor și o să vină alții și o să te copieze și nu o să mai cumpere de la tine. Și, din potrivă, au ajutat peste 3500 de oameni să-și facă propriul lor curs. A crescut piața. E ca și chestia când există un Kaufland, se pune lidl lângă. De ce? Că acolo e o piață. Ca și când te duci în centrul orașului și vrei să mănânci la periferie unde e un restaurant ponosit sau vrei să mănânci în centru unde e plin de restaurante și toată lumea merge la, la, restaurante. Asta e decizie din, 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 curaj luată. Bă, hai să învățăm și pe că va crește piața. Lumea se va, se va educa tot mai mult, pentru că dacă omul vine la mine la curs, vine și la tine și și la altul. Pentru că e genul de om care se educă, la fel ca și pizza. Dacă îți place pizza, vei mânca pizza în foarte multe pizzerii, nu doar într-una, dintr-un dintr, -una, dintr anumit oraș. Foarte tare chestia asta. E exact elementul pe care eu am încercat să-l folosesc de atât de multe ori, să iau decizii din curaj, să mă gândesc, bă, cum se va transforma viața mea în bine dacă mi-asum. Nici măcar nu era un risc. știam clar că Există un mod de a face lucrurile, dacă mie nu mi iese, pur și simplu înseamnă că folosesc modul greșit de a face lucrurile, înseamnă că pot să mă duc mai departe, cum era cu Edison, care a trebuit să facă 100 de moduri de bec, 1000 de, de, de becuri proaste care nu funcționează, ca să-și dea seama care e al 1000-lea unul care funcționează. Exact. Și exact mentalitatea pe care sper să o transmitem mai departe. Da, așa a fost să știi și, 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 în, și în cazul nostru. Să știi că noi ne-am prins din prima, de exemplu, cum să facem produse bune online și încă mai avem foarte multe lucruri de. Învățat în, în zona asta. Dar prin faptul că am tot încercat, aș, aș putea să zic și oamenilor, am găsit zeci de forme prin care să nu lansezi un curs sau să nu crezi un curs Știi? Adică știu și formele alea. Bine, acum ce e interesant, că și ele au produs niște rezultate. Acum depinde cum interpretezi lucrurile Bine, e Normal e că e mereu un... când te uiți în urmă vezi chestiile și chestiile negative E exact pattern-ul care, pe care l-am observat în toată povestea ta au fost atât de multe zigzaguri dintr-o dintr direcție proastă, zic așa, în altă direcție proastă, care de fapt au fost toate direcții bune, pentru că ai jucat acest ping-pong până ai ajuns în punctul ăsta central în care te-ai dus direct în față, adică ți-ai micșorat din ce în ce mai mult toată lista de posibilități, tocmai pentru că ai dat în toate posibilitățile, încât ai ajuns la aia, la aia care a fost potrivită. Care funcționează, da, Și, da. Și, da. și acum știu unele lucruri care nu funcționează și ar trebui făcute mai bine, știi? Adică mereu va fi chestia asta și consider că e și arta măestriei, știi, calea măestriei de a face de mai multe ori și a reitera. Eu cred foarte mult în, în cuvântul ăsta și în conceptul ăsta, am puterea de a reitera ceva. am făcut ceva și nu merge perfect, hai să, să mai încerc o dată. Uite, de exemplu, cum e iPhone-ul. Gândește câte ediții de iPhone există sau la o mașină, câte modele lansate m și îți că mereu modelul nou e mai bun ca modelul vechi, că s-a reiterat o idee. Aici trebuie să fii capabil să vezi ce n-a mers bine. Încă să știi ce, zice, ce anume să modifici sau să. Exact. Exact. Să îmbunătățești. Doar uh, două întrebări mai am pentru tine. Te rog. Uh, deciziile din curaj te-au îndepărtat din ce în ce mai mult de frică. Uh, pentru că ai luat curaj, ai luat curaj, ai luat curaj, ți-ai alimentat atât. E povestea aia cu cei doi lupi care există în interiorul nostru. Un, un lup numit curaj, un lup numit frică, cine o să câștige? Ăla pe care îl cel mai mult. Dacă tu hrănești curajul, omoară ușor, ușor frica. Dar a existat vreodată, în tot parcursul ăsta de -a 16 ani, la 20 ceva de ani, până ai început să simți că ești acel pește care reușește să se într-un ocean, a existat vreodată un moment în care ai vrut să renunți? Da, foarte multe. Foarte multe. Sunt momente și acum. Și acum? Da, cu siguranță puteți să fie și momente și acum. nu dai seama, mă demoralizează ceva, mă demotivează ceva, văd niște oameni care consideră niște lucruri nasoale despre noi, la un moment dat mă gândesc, bă, mi-am atins foarte multe obiective, scopul meu e să te ajut. Dacă nu, bă, descurc te singur, de ce mai trebuie eu să fac asta? Ia să mă pun eu pe un șez în Bali. Și am și făcut, -o. am stat un an acolo, de exemplu, nu? Multe momente în care m-am relaxat, zic, bă, ia mai descurcați-vă voi și ne auzim, vă sun eu, știi? De exemplu, un astfel de moment a fost, eu am vrut să-mi dau demisia la un moment dat ca și CEO al educiviului. Când aveam, înainte de pandemie, Aveam încă birourile fizice, eram 19 oameni atunci în, în, agenție și când intram în birou, zicea cineva, ba, a sunat un client, nu știu ce să-i răspund, sună înapoi. Altul, doar trebuie să comandăm în hârtie la baie, nu, nu s-a comandat. Altul, n-a venit grădinarul să, să tundă iarba. Altul, bă, s-a stricat calculatorul, ce să fac. Altul, nu merg reclamele pe Facebook, vin să-mi zici cum să fac aici. Altul, nu știu cum să scrie, aici, dăm o idee de titlu. Bă, și la un moment dat am zis, bă, frate, ce se întâmplă aici? Pentru că, aminte, pe lângă profitul firmei, aveam un salar nu știu, de vreo 3500 de lei ca CEO. Și m-am dus la ceilalți doi colegi care conduceau firma și le-am zis, bă, fiți atenți, să vă găsiți alt, fra, alt fraier care pe 35 de milioane să vină în birou, să rezolve toată ziua sute de, de, de probleme și să fie tras la răspundere pentru absolut, orice. Zic, bă, suntem o echipă de incompetenți, nimeni nu știe să facă nimica, trebuie să vină să mă întrebe pe mine toate porcăriile de unde se cumpără hârtia și alte chestii care nimeni nu este în stare de nimica, pentru că eu nu delegam bine lucrurile, nu delegam bine responsabilitățile și am vrut pur și să-mi dau și îmi dau demisia. Și am zis, gata, găsi alt fraier. A doua zi m-am răzgândit, am continuat să conduc firma și asta până într-un punct. Uite, de exemplu, eu anul trecut am desemnat un alt director. În sfârșit, măcar există un alt, un alt director. La momentul respectiv, nu era firma pregătită de așa ceva, acum fiind peste 400 în companie, eu mi-am dat seama că există un alt om care poate să fie un manager mult mai bun decât, uh -huh. decât mine și eu mă pot să mă ocup de vocația mea. Adică, vocația mea e zona asta pur educațională, de eu lucrez prin mâinile altor oameni ajut alți experți să dea educația mai, mai departe, ceea ce știu ei să facă și pot să lucrez prin mâinile lor. Asta este ceea ce îmi hrănește mie sufletul. Când primesc un mesaj, bă, am reușit, am atâția oameni, uite, oamenii învață de la mine, am câștigat atâta. Asta mă hrănește pe mine cu, adevărat, nu atât de mult managementul unei companii care e mult cu tabele, cifre, proceduri, tascuri, responsabilități. Și îți dai seama că există aceste momente în care Vrei să renunți? Plus că mai se întâmplă uh, uh, momente când, când ești foarte înfometat și lucrezi foarte mult din dorința asta de a te hrăni, de a supraviețui, nu ai varianta atât de mult să renunți. Uh -huh. E în momentul în care începi să ai și să trăiești mai în abundență, ai varianta de alegere. Știi? Adică, bă, de ce nu închid totul și mă pot de altceva mai simplu? De ce mă cum cu mentalitatea românilor, mă? Că majoritatea românilor nu vor să citească, nu vor să ia cursuri. Ei vor să se uite la Dani Mocanu, la Bianca Drăgușanu, să stea pe TikTok să vadă cum se bate în galele Eric Ce mă simt convingă să vină la cursurile noastre educaționale? De ce să urmărească pot ca să Cristian, stând să mă chinu eu să învețe arta de a se vindeca și lucruri de genul ăsta? Lasă-i mă, în mocirlă, dacă aici vor să fie. Și eu care am făcut, hai să mă apuc de altceva, hai să fac un domeniu poate mult, mult mai simplu. Dar aici intervine misiunea personală. Eu, eu sunt și fanatic în domeniul ăsta, de-aia am reușit. Eu, eu, eu n-am vrut să fac doar ca să-mi fie mie un pic bine Eu am un fanatism ăla în care cred că dacă măcar un milion de români s-ar educa constant și s-ar dezvolta în mod profesionist și constant, am trăit într-o societate mult mult mai bună Iar Asta nu are legătură cu motivația, cu banii sau lucruri atât de superficiale Are doar legătură cu misiunea ta personală, să, să te gândești ce o să zică nepotul, bunicul, ce, ce ai făcut tu cu ce te-ai ocupat -o? Să ne imaginăm acum că, și mă rog, se întâmplă oricum chestia asta. Ne urmăresc acum oameni care sunt deja crescuți pe acea treaptă, deja au reușit să-și facă un business, să-l managerieze. Sunt exact în punctul în care erai tu, 19 oameni care întreabă cum se pune titlul, de unde e o hârtie, lucruri de genul ăsta și simt că e poate prea mult în jurul lor, simt că sunt sufocați de, de propriul business, au tot încercat să facă o chestie simt, sperând că o să aibă din ce în ce mai multă libertate, dar totuși pare că cușca aia s-a restrâns și mai mult în jurul lor. Unde simți că este echilibrul ăsta pe care ar trebui să-l găsim sau cum reușim să deblocăm din nou acea nouă perspectivă care ne ajută să înțelegem cum trebuie să facem de fapt lucrurile ca să ne deblocăm cu adevărat? Da, o să zic o chestie care s-ar putea să sune ca un clișeu în final, ca și concluzie, dar fii atent cu ce încep să nu mai citească. Deci, doar pentru categoria asta de oameni. Mare atenție, să izolăm. Deci, doar pentru categoria de oameni care deja câștigă, sunt bine, dar simt că sunt sufocați de propria chestie. Așa eh, Einstein spunea o vorbă. Ceea ce te-a dus până într-un anumit punct este exact ceea ce te blochează să mergi în următorul punct. Și, de exemplu, la oameni ăștia le dau un sfat. Să nu mai citească, de exemplu, cărți de dezvoltare personală. Să nu se mai ducă la seminarii de dezvoltare personală. Să nu se mai duc la workshop-uri, la bootcamp-uri. Toate sunt un căcat pentru ei. Eu, doar eu nu, mai, eu nu prea mai citesc. Nu mai am nevoie. Nu mai citesc aceleași cărți care aceleași idei regurgitate într-o altă formă. Sunt tot alea, tot aceleași principii ale vieții. Nu reinventăm noi roata. În schimb, să facă altceva. Să caute o formă de mentorat pe ceea ce ei doare. Să caute un program profesional care să ia din punctul ăla și să-i ducă pe scurtătorul la următorul punct. Fie că și un mentor, consultant, psiholog, psihoterapeut, coach trebuie să lucreze punctual pe niște probleme foarte specifice. Când tu ai ajuns la un anumit punct în viață și ești deja destul mult dezvoltat, tu începi să ai niște finețuri din care reglezi anumite lucruri. Mm -hmm. Eu de exemplu am avut un program pe care am dat 1300 de dolari, care mi-a dat o singură idee în care am legat niște chestii. Și ai evoluat business-ul, a fost peste 3x. Și deja era la 1,2 milioane de euro și a 5,7. De ce? Că mi-a deblocat o singură chichiță acolo. Asta nu aș fi putut să o citesc într-o carte sau pe Udemy. Nu, am avut nevoie de un, de un mentor, de un program de mentorat care să facă, să facă clicul respectiv. Deci, forma de dezvoltare pentru acești oameni este să găsească efectiv un mentor sau un program profesional care să poată să-i ducă la, la, la următorul nivel. Nu, nu, nu vor găsi într-un video pe TikTok sau într-un articol cheia trei pași către succes cu nu știu ce. Ei deja știu lucrurile alea. Okay. Sfumate cumva pentru ei, deja. De să facă cumva, să, să încerce să-și găsească pe cineva care să-i ducă din punctul A în punctul B pe problema lor specifică. Adică, să da, Un om care a trecut pe... deja da. prin, prin chestia asta și are problemele, a avut problemele respective, omul ăla deja știe cumva soluțiile. Ok, și tu singur îți vei da seama, doar că va dura ani de zile. Și trăim în era eficienței, care, cum ai zis, putem să avem acces la oameni foarte interesanți prin puterea online-ului. Să se ducă la oamenii ăia efectiv, să facă chestia asta. Sau dacă își dau seama că s-au plafonat undeva pur și simplu și vor să evolueze, dar nu știu care e problema, să se ducă la cineva să ceară, să ceră ajutorul, la un alt om care are deja rezultatele, care a validat deja o metodologie de, de lucru. Doru, dacă ar fi să fie acum cu noi la masă, varianta ta de 16 ani, când aveai salinina construită, vedeai că mama ta se chinuie, nu știai ce să faci și erai pierdut, poate, poate speriat, încercai să găsești o variantă, nu știai ce să faci, și tu totuși știi unde ai ajuns, știi cum s-au întâmplat lucrurile ce mesaje ai transmite acelui copil? Să muncească mai mult să-și găsească acel, acel mentor. Eu am căutat, dar m-am plafonat la ideea că n-am găsit în România. Puteam să, să deschid ochii înspre străinătate și efectiv să mă duc la, la un străin. Să nu am barierele astea, blocajele astea, că totul se limitează la, la România. Eu simțeam că pe modelul meu de business nu există români care au, au, au reușit, dar dacă aș fi scos ochii în afară, aș fi, găsit, aș fi găsit o grămadă. Asta e prima idee care e foarte pragmatică, iar a, a doua i crește mult mai mult încrederea că ceea ce face e, e bine, dacă aș putea cumva, știi, să-i dau gramul ăla de încredere de acum, să-l infuzez în, în mintea lui, știi, să fie cumva 100% că că va reuși ca să manifeste mai, mai repede, nu? Mai puternic. Doar îți mulțumesc din pentru timpul tău, îți mulțumesc pentru tot ce ai oferit și sunt sigur că cei de acasă, acum, cel puțin înțeleg că acea cale potrivită pentru ei este acolo, trebuie doar să își dea voie să greșească, să își dea voie să treacă prin toate etapele astea care sunt normale, sunt firești, sunt naturale ca să ajungă la drumul potrivit pentru ei. Da. Cu mare drag, Cristian, și îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat. A fost o discuție profundă, aș zice, mult mai profundă decât în alte materiale de business pe care eu sunt obișnuit să le fac și îți mulțumesc mult că mi-ai dat șansa asta. Cu mare, mare drag. Dacă acum te simți pierdut, dacă simți că nu ești în locul potrivit, dacă simți că ceva mai mare este acolo și te așteaptă, dacă simți că nu știi totuși ce trebuie să faci sau cum arată locul ăla, Ăsta este, cred, materialul care te va ajuta să ajungi. Nimeni nu știe cum arată drumul către succes, nu există neapărat un drum clar, nu există un drum tip din punctul A în punctul B, trebuie să urmărești acești trei pași, nu. Există drumul tău care este făcut special pentru tine, care te așteaptă, însă el nu o să se materializeze până tu nu ai voie să începi să faci pași către el. Nu te mai gândi că este greșit, nu te mai gândi dacă ar trebui să faci stânga sau ar trebui să faci dreapta. Fă și stânga, vezi că n-ai ajuns unde trebuie, fă și dreapta după aia. Du-te cât mai departe și ai încredere că tu singur o să-ți dai seama care este drumul potrivit pentru tine. Ceva măresc te așteaptă, așa că doar ai curajul să începi să mergi. Sper din suflet că materialul ăsta te ajutat, așa că de fiecare dată o să-ți las acum un alt episod la final pe care ți-l recomand și până data viitoare, nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să te dovedești. Salutare!